Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni, o altă ediție absolut senzațională, dar cu ce oameni minunați ne întâlnim astăzi? Hai să vedem. Amintiri n-am să le uit niciodată. Cât inima mea o să bată, n-aș mai trăi de-o mie de ori. Ce impact are asupra Magdei Catone sărbătoarea de Sfântul Ilie? Cum s-a apropiat actrița de credință după ce a ales să devină studentă la Facultatea de Teologie? Vă spune chiar ea de la mare. Amintiri să le uit niciodată, cât inima mea o să bată, n-aș mai trăi de-o mie de ori. Ce relație specială are cu fiul său, Carol, dar și cât de mult tânjesc amândoi după prezența lui Șerban Ionescu, aflați în doar câteva minute la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Aminti să le uit niciodată, cât inima mea o să bată, n-aș mai trăi de-o mie de ori. Suga țârba lui Ilie, ca să vă aduc bucurii. Ilie Caraș, prima aniversare fără familie. Artistul nu se poate vedea cu cei dragi din cauza războiului. Trebuia să îl cheme pe simpaticul cântăreț de muzică populară, dar și cine i-a schimbat prenumele în ultima clipă, descoperiți în doar câteva momente la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! La mulți ani, Octavian Ursulescu! Un simbol al festivalurilor de altă dată face mărturisiri despre secretele vedetelor din epoca de aur. Imediat, doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu! Rămâneți cu noi! Fill my heart with song and let me sing forevermore. Octavian Ursulescu vine cu informații noi despre starea alarmantă a prietenului și colegului de breaslă, dispărut fără urmă din atenția publicului, Alexandru Arșinel. Nu ratați! Recuperăm banii după un zbor anulat de o companie aeriană repede și fără bătăi de cap, avocatul Adrian Cuculis vine la exclusiv VIP să ne dea soluțiile cele mai bune. Ce posibilități legale avem dacă ratele la bancă au crescut sau nu mai putem plăti deloc, precum și ce se întâmplă cu problema facturilor la curent, aflați imediat de la invitatul Oanei Turcu. Rămâneți cu noi! Să vă spun, este singura dată când am văzut lambada dansată de un om cu el însuși. El, de fapt, cred că are o parteneră imaginară și nu ne spune. Cu cine dansai, mă? Cu
Singur acum. Singur acum, nu? Dar mai târziu mai caut pe cineva să facem. Situațiile sunt de așa natură, sigur că da. E foarte cald afară și de obicei apar și halucinațiile. Dar dincolo de asta avem o întâlnire senzațională la mare. Mergem la mare pentru că acolo e Magda Catone împreună cu colega noastră Oana Pascaru. Să vedem ce surprize mai avem, pentru că Magda știe și cum e cu Sfântul Ilie ăsta, pentru că este foarte, foarte documentată de treaba asta. Și am senzația că o să vorbim, ce să vezi, și de Șerban. Șerban Ionescu, fetelor, în fața la teatru. Bine vă șade! Bine ați venit! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Cristi, bine v-am obișnuit în fiecare zi să vă prezentăm povești cu vedete de la Malul Mării. Însă, de această dată, iată că suntem într-un loc special, sufletului doamnei Magda Catone și a fiului său, pe care o să-l vedeți în minutele care urmează pe Carol. În exclusivitate, să vedeți cum este, cum arată, cum se simte. Însă, stați cu noi. Doamna Magda Catone, mulțumim mult că ați acceptat, v-ați răpit oarecum din timpul dumneavoastră în această zi importantă pentru religia ortodoxă, este Sfântul Ilie. Sfântul Ilie este anunțat așa ca jumătatea verii. Se pare că de acum se termină vara. Este de acum o legendă acest lucru, pentru că vara de-abia parcă a început. E din ce în ce mai fierbinte și noi am știut lucrul ăsta și ne-am pregătit să fim aici într-o căsuță a artei. Am branduit-o cu numele lui Șerban și cu festivalul Șerban Ionescu. Suntem pentru prima dată live cu festivalul. Am reușit să facem lucruri extraordinare. Avem susținerea Ministerului Culturii și a Primăriei din Limanu, unde un primar, de acum este deja o expresie cunoscută, un primar dibaci, deci inteligent, cu bună inițiativă, Dan Georgescu, ne-a invitat să participăm la acest proiect Cultura la Limanu. Suntem acum chiar în casă, în Casa Culturii. E festivalul început din data de 17 iulie. În deschidere am avut Araful Caliu. A fost o seară explozivă, nu știu cum să vă spun. Parcă toate energiile bune s-au adunat aici la noi la deschiderea festivalului. Sunt actori de marcă în juriu, este Andrei Huțulea, care este tânăr și actor și regizor. Este tot în juriu Nicoleta Hâncu, actriță de teatru și film, și colegul nostru, regizorul Eugen Jebeleanu, acum regizor, care este și regizor de film și de teatru. Aseară a fost proiecția filmului său, O Câmp de Maci. Acum suntem... Ia uitați ce băiat frumos aici! Surpriză! Surpriză! Da, bună seara, România! Știam că vom intra în miezul, în sânul unei repetiții. Cristi, aprinde-ne puțin lumina. Da, noi suntem la repetiție aici. Ne-ați prins în mijlocul repetițiilor. Haideți să vă arătăm pe aici, repede. Da. Se întâmplă foarte multe lucruri deodată. Și toată echipa este, muncește în toate direcțiile. Sala pregătită pentru spectacolul din seara asta, Romeo și Julieta. Veți vedea ceva unic, cei care veți fi în sală. Sala, ca așa, dacă dai un raft sau cum se spune, faci o panoramare, este o clădire recondiționată, restaurată, cu banii aceia de care spunem tot timpul, care sunt vrăjiți și care au reușit în mâna acestui primar dibaci să fie numai lumină. Deci, de jur împrejur, aici avem chiar culorile festivalului, o întâmplare. Mulțumesc, da. Cristi! Iar sala este amenajată de echipa festivalului, de echipa tehnică, pentru că are foarte mare nevoie de sinotehnică și sunt cămine culturale peste tot prin țară în momentul ăsta, care sunt ridicate la inițiative de genul foarte, foarte bune, dar care au nevoie de un ochi tehnic din partea unui om de meserie, care știe cum se muncește cu sinotehnică. Și aici avem parteneriatul Teatrului Național și al UNATC-ului, care a venit cu o desfășurare de forță extraordinară. Aș putea spune cifre
că poate așa se înțelege mai bine. Ideea e că din egida festivalului care ne onorează și care ne susține, a trebuit niașe să adăugăm cel puțin jumătate cu bunăvoința acestui primar și mai departe sponsor. Am înțeles, sponsor, foarte frumos. Vreau să știu dacă mă auziți. Dar haideți să ne mișcăm. Deci da. Este... Veniți da, după te mine. Auzim, stai puțin că ne întreabă ceva. Da. Vreau de la amândoi. Vreau de la amândoi. Noi suntem în mijlocul repetiției de lumină aici. Vreau zi, să de la amândoi. Salut, Carol, mă bucur să te aud. O amintire frumoasă cu Șerban de la Mare. Eu zic să dați spot publicitar de la festival și după aceea continuăm imediat după un minut. Da? Bine. Acum ne punem pe gânduri. În timpul ne punem pe gânduri. Ne întoarcem după scurtă pauză. Ne gândim acum. Așa, vă gândiți și ne întoarcem imediat. Mă gândesc. Revenim aici și nu pot să cred. Și eu ce ar trebui să fac? La naiba. Ce s-a întâmplat, Carol? Vai, Magda, e groaznic. Tocmai m-a sunat Andrei să-mi spună că nu poate veni în vacanța planificată împreună. Iar eu mi-am făcut toate aceste bagaje și acum nu știu ce să fac. Am o soluție perfectă pentru tine. Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu. Ce tare! Dar eu mi-am luat slip pentru un not. Voiam să merg la mare. Festivalul se desfășoară în stațiunea 2 mai la mare. Wow! Dar nu știu cum să fac cu programul. Că eu mi-am luat liber doar între 17 și 23 iulie. Nu cred. Oh, da. Oh, nu. Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu se petrece între 17 și 23 iulie la 2 mai și oferă o serie de evenimente culturale. Spectacole de teatru, filme, concerte, expoziții, toate înghesuite într-o săptămână la mare. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, Magda este acolo, Carol este acolo, Oana este acolo. Hai să vedem. Eu am dat teaserul cu festivalul, acum aștept întâmplarea cu Șerban. Partea mea mi-am făcut-o. Aoleu, am uitat. Avem eu vreau să 99 de întâmplări cu tata la munte. Eu o să spun pe aia cu marea din Grecia, că acolo petreceam noi într-o vreme, spune. În antichitate, când mergeam noi în antichitate. În 1800. Da, mergeam cu carele. Înainte de Hristos. Cu carele pe o coastă dalmată, care era în Grecia. Da. Și tânărul ăsta, care era mic, totdeauna copiii cei mari au fost odată mici, a intrat în marea care era plină de arici. Carol, arici aia de mare pentru care trebuia neapărat să spui niște papuci. Și a încălcat pe o scorpie de mare. Da, dacă deci poți să crezi. Deci printre arici era o scorpie. Nu, și... incredibil. Da. Marea învolburată, nu o vedeai unde e scorpia, nu e scorpia, pac, a încălcat pe o scorpie de mare. Da, l-a înțepat foarte adânc, el a început să plângă și mi s-a umflat piciorul. Da, trebuia... și alergând pe plajă spunea într-una, aleluia, era un cântec în vreme și acum, aleluia. Aleluia, aleluia. Da, așa? Cânta și spunea, Doamne, să nu mor înainte să fac copii. Așa că, ca să vedeți cât de... și iată-mă acum cu copiii mei. Da, nu sunt. Nu, n-au venit. Cât de rădăcinat era în mintea lui că foarte trebuie important. Să temeieze o familie. Foarte important. Deci ce trebuie foarte să important știți de spus că acum la momentul începerii acestui festival am avut o cununie în care doi tineri participanți. Important cu povestea asta la mare. Festival, doi tineri s-au dus și s-au căsătorit și la mare eram cu tata. Da. Care tata mi-a spus înainte să intru în apă, ai grijă să-ți pui papucii ca să nu calci pe scorpie de mare. Și tinerii ăștia s-au căsătorit atunci și au venit pe la festival. Și a fost foarte frumos pe malul mării și s-a oficiat acolo frumos cu toată oficialitatea al cărui nume l-am spus deja. Și tata a venit și mi-a spus, ce-ai făcut? Ai călcat pe o scorpie de mare? Și am spus, da, tata, îmi pare rău. Și mi-a spus, nu ți-am spus eu să nu calci pe o scorpie de mare, să-ți pui papucii? Și am început să plâng și m-a luat în brațe și s-au căsătorit. S-au căsătorit, da, deci acum era semnul. S-au căsătorit și de acum ei sunt tineri limanezi, pentru că au trebuit să-și facă flotant aici. E foarte important de precizat, toate aceste povești se întâmplă concomitent în acest moment la festivalul. Am observat, nici Tarantino nu e ca noi. Aici sunt actori. Da. Nimeni adică două povești în paralel. E bine, scăpăm. E bine, e foarte bine, e foarte frumos. Eu totul. Da.
În acest moment se întâmplă în curtea taberei de agrement, e un masterclass susținut de Eugen Jebeleanu. În sală se pune lumina se și se repetă pentru Romeo și Julieta un spectacol nou al anului 2022, în ziua de regia, 20 iulie, ziua de Sfântul Ilie, ca să vedeți ce coincidență. Da, sfinții sunt cu noi. Mulțumim sfinților. Și aș fi vrut să vă fac o urare cu suliță, cu săneață, voitan de sâmbinică, sâmbinață, fetelitul, cinere, fetelite, să fie trinele de sâmbinață, s-a guitat arva și a turnutat, suză nouă, cârmotat cu flanița, s-a zătat, mare zer, că au licurat 200 de beliferi, 100 de belifari, din ce mai belifor, numai nepoți de ghiulori și în răsărit de joare, au zâmbat cu toți la chiltunare și au chiltunat în sus, până la filifus, până ce lai s-au drugit și corovele s-au preferit. Și chiar felitul, cinere, fetelite, să fie trinele de sâmbinață, s-a guitat arva și a turnutat, suză nouă, cârmotat cu flanița, s-a zătat, mare zer, că am mai zis asta odată. Și au zis, mulți ani să trăiască Ioan și Ioana, sau Ilie și Ileana, sau Maria și Marian, sau toate... Vă dați seama, că noi cu asta ne... Nebunie totală! Nebunie totală! Eu trebuie să plec. Carol! Ia-mi asta totuși. Carol, stai așa! Asta rămâne la noi. Carol! Ia baloanele! Unde? Ia uite că pleacă, mă! Unde pleacă, mă? Așa ceva. Carol, vreau să te întreb ceva dacă îmi dau voie oamenii ăștia. Trebuie să ajungi. Întoarce, ia... Ia, vino cu a, vorbește tu, ia, vorbește tu că era cu tine. Ia, dă-mi încoace și ia. Pleacă. Da, du-te. Ia. Stai ochelari. Puțin, trebuie să plec, m-a chemat ăștia la primărie. Ia, este incredibil câte se întâmplă la festivalul de teatru și trebuie film. Trebuie să mă duc în telefonul ăsta. Pe coasta Dalmației. S-au okay. fost acolo. Nu. Gata. Mulțumesc, Magda, e foarte bine. Uite, voiam să-l întreb pe Carol dacă se poate. E foarte bine, Magda. Hai, da. Carol! Când te uiți tu... Îi face cu mâna Magda, pa Magda. Pa Magda, pa, te iubim Magda, a fost bine, pa, Magda. Foarte bine. Ne uităm la festival, să fie primit. Pa, pa. Carol, vreau să-mi spui, atunci când Gata. Tu te uiți la Suntem tine, în oglindă, când îl simți pe Șerban în ceea ce ești tu, când o simți pe Magda în ceea ce ești tu? Că tu ești Carol și ești o personalitate distinctă. Dar ce simți că ai luat de la fiecare? Dragă Cristi, nu pot să spun... Mulțumesc, acum am revenit la ordine și putem să vorbim clar. Magda o să rezolve toate chestiile din festival acum. Nu pot să spun... Când mă uit la mine în oglindă, mă văd pe mine. Dar pot să spun când e vorba de principii, de valori, mai găsesc în comportament rămășițe din amândoi. Adică am învățat, evident, de la ei generozitatea și... nu știu cum să zic, ludicul. Trăind într-o familie de actori, când ești un copil într-o familie de artiști, înveți imediat ludicul. Adică asta e prima haltă. Și asta mă bucură că mă cum îi zice, mă? Că mă auzi și pe mine în cască. Te împlinește. Orice fac. Da, asta e foarte bine. Da, deci orice fac, chiar dacă semnez o hârtie, chiar dacă mă plimb în parc, asta e de la ei. Și evident o generozitate cu care m-am întâlnit din frage de pruncie. Asta e minunat. Uite, mai am o singură întrebare, după care vă urez succes la festival și e într-adevăr senzațional ceea ce faceți acolo. Vreau să te întreb, pentru că Mulțumim, tu ești deja o figură distinctă în ceea ce faci. Dar vreau să te întreb, cât de lung este drumul de la băiatul Magdei și al lui Șerban Ionescu până la Carol Ionescu, frate? De-l știi pe Carol? E Carol, frate, Carol. Carol. Înțelegi ce zic? Păi... Da, pentru mine drumul ăsta nu există. Este în același timp, sunt două drumuri paralele. Adică eu voi fi mereu băiatul, fiul actorilor Magda Catone și Șerban Ionescu și nici nu vreau să schimb asta. Și voi fi concomitent Carol Ionescu, ce mă ocupa. Bucătarul copiilor mei, actorul teatrului de aici, de acolo, orice o să fac, organizator în cadrul festivalului de teatru și film Șerban Ionescu. Adică asta și pentru toți copiii de actori, să știe, toți copiii de artiști. Nu are rost să te raportezi la această la acest reper de vei fi fiul mereu, pentru că este inexistent. Lumea va privi oricum din propria ei perspectivă și tu trebuie să te concentrezi pe drumul tău și să-ți vezi de treaba ta și o să o faci dacă îl faci bine și vrei să faci bine și vrei să le faci și celor din jur bine.
Eu acum mă dumirez de asta, adică eu nu pot să spun clar ce se întâmplă, dar festivalul are ecouri, toată lumea se simte bine, încercăm să facem și vreau să accentuez asta, încercăm să creăm o punte între artiști și spectatori, să înleznim o întâlnire de care e nevoie foarte mare în societatea românească. Și dacă putem face asta și noi și ne iese și poate să o facă și alții, oricum ar face-o, nu contează că e festivalul de teatru și film Șerban Ionescu sau orice alt festival, păi băi, să o facem, frate, adică... Excelent final! Excelent final! Doamnelor și domnilor, urmăriți! Mulțumim foarte mult, Carol! Pupăm și pe Magda din partea noastră! Mult succes, urmăriți festivalul Șerban Ionescu, pentru că are foarte mult miez de artă adevărată! Mult succes! Baftă multă! Am fost la 2 mai! Mulțumim și noi! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, Carol își vede de treabă, că e organizat. Noi mergem să o vedem pe Giulia Nahmari. Știți ce se află în poșeta unei femei atât de tari? Ia să vedem! E scupă foc, că stai pe anii mei, mă ții pe loc, pierdut în ochii tăi. Dacă știam, nu-ți vedeam zilele și rămâneam la pierdut nopțile. Dacă te rog să ne arăți așa cam ce conține poșeta ta la eveniment, ne arăți? Am telefonul și cardurile. Cele mai importante. Atât. Nici măcar ruj nu am. Nici măcar ruj, nu rimel. Absolut. Doar telefonul și... Cash-ul. Ce mai contează? Cardul. Exact. Cum a fost la tine când erai mai young, ca să zic așa? Am avut o copilărie foarte frumoasă și o adolescență foarte frumoasă. Dar totuși, ceea ce trăiesc acum, în momentul acesta, în momentul prezent, este cel mai frumos. Mă bucur foarte mult pentru că simt că am totuși o înțelepciune care am dobândit-o în timp, care n-am avut-o înainte. Și atunci privesc lucrurile dintr-un alt fel și mult mai profund. N-ai avut niciodată parte de neînțelegeri cu părinții, certuri dintre astea adolescentine? Eu am fost un copil foarte cu minte și, în general, nu am fost certărată niciodată. Am fost mereu peace, mereu. Pe pace și voie bună. Întotdeauna. Și în ziua astăzi, dacă cineva îmi zice ceva sau mă confruntă, eu nu-mi place să intru în discuții. Așa sunt eu construită, așa este caracterul meu. E genul care aplanează conflictele? Care? Aplanează conflictele? Întotdeauna eu aplanez. Întotdeauna ce să aplanez. Mie îmi place armonie și pace. Ce să facem? De când eram mică și am mers cu mine până în prezent. Am văzut că ai postat niște poze foarte tari cu soțul tău. Este una în 15 ani și nu cred că va mai fi. Am simțit așa. Am simțit un moment să împărtășesc, pentru că totuși am trecut prin foarte multe lucruri frumoase. Mă bucur foarte mult că este soțul meu, îl iubesc, este ancora mea și îi mulțumesc că mă iubește necondiționat și am simțit nevoia să împărtășesc acest lucru. Cum vă sprijiniți unul pe celălalt și dacă luați așa deciziile împreună, adică toate deciziile împreună legate de familie? Absolut toate deciziile le luăm împreună. Nu există să fac ceva așa de una singură. Mereu stăm, discutăm și luăm deciziile. De 15 ani, care este secretul vostru împreună? Secretul de 15 ani ar fi compasiunea. Compasiunea, înțelegerea, respectul și loialitatea. Mulțumim tare mult, Giulia! Și cel mai important, mai presus decât orice, secretul de 15 ani este iubirea. Iubirea necondiționată. Bună ziua, bună ziua! Iată-ne aici alături de voi. Este ora la care avem toate informațiile de aici, de la Prima TV. Lângă mine astăzi un specialist în multe domenii, dar de data aceasta un specialist ca și avocat, domnul Cuculis aici lângă mine.
Mulțumesc tare mult. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc pentru invitația așa fizică în platou. N-am fost niciodată la dumneavoastră, am fost mai degrabă de la distanță și e foarte frumos, e un așa un am și un ambient foarte plăcut. Mulțumim tare mult. Am câteva subiecte de abordat pentru că lumea devine din ce în ce mai preocupată în ultima perioadă de aspecte foarte importante, pentru că iată, pandemia și criza vin de la sine cu multe probleme, multe frământări. Aș începe cu ratele, cu ratele bancare și cu ce ne așteaptă în următoarea perioadă, pentru că lumea acum este chiar într-o mare frământare. Mai fac credite, nu mai fac credite, ratele pe care le au, cum vor fi... Ce putem face să manageriem puțin situația? O să folosesc niște termeni de specialitate, dar sunt sigur că cei care se uită la noi înțeleg, pentru că de prin 2008-2009, când au început marile creditări în România, se vorbea despre credite neperformante. Să știți că anul acesta, și o spun din gura specialiștilor pe economie, nu este o cifră inventată de către mine, s-ar putea ca până la finalul acestui an să avem o rata creditelor neperformante de undeva 10%, ceea ce înseamnă o catastrofă, rata creditelor neperformante, însemnând românii care nu-și mai pot plăti creditele, respectiv cei care sunt în imposibilitate de plată. Asta înseamnă că 10% dintre creditele din piață... Hai să luăm niște cazuri concrete. Deci o familie care are un credit pentru casă, da? Da, un credit ipotecar în principal. Exact. Poate fi chiar și prima casă, pentru că sunt familiarizați cei care se uită la noi cu acest termen. Nu o să-și mai poată plăti, spre exemplu, rata. Roborul știm că a ajuns undeva la pragul de peste 7 și dacă ar fi să facem o comparație... Nu chiar cu o dată foarte îndepărtată, vreo 2-3 ani de zile în urmă, același robor era undeva la 1-2%, 1-2 puncte procentuale. Deci creșterea este atât de mare și atât de bruscă în același timp, încât ratele românilor, cel puțin cei cu credite în moneda națională, au ajuns să fie duble. Am colegi, am prieteni care îmi spun, aveam rata 1000 de lei, bine, acum plătesc 2000 de lei. Și că tot m-ați întrebat mai devreme dacă românii se mai împrumută. Da, românii se împrumută în continuare. Piața creditelor ipotecare nu a, adică s-a mai diminuat puțin dorința de creditare, dar nu este blocată, pentru că noi în România trecem și creștem printr-o economie de consum în principal. Consumăm, ulterior ne împrumutăm, producem, avem și industrie prelucrătoare în principal, dar creditele nu sunt blocate, adică în momentul în care s-a blocat creditarea definitiv, ăla este semnalul că suntem în plină criză. Dar mai e o problemă, această rată crescută dă bătăi de cap în principal românilor. Vă spun că de 12 ani de zile mă ocup de zona aceasta bancară în principal, iar 2022, cu creșterea roborului atât de mare, i-a dus pe foarte mulți în imposibilitatea de a-și plăti ratele. Și sunt, evident, câteva soluții, pentru că trebuie să le dăm oamenilor și niște soluții acasă. Refinanțarea, restructurarea creditelor, astea sunt niște măsuri administrative pe care le pot discuta direct cu instituțiile bancare și este foarte important atunci când nu mai poți plăti un credit să te duci și să spui treaba asta băncii, pentru că există o ordonanță 52 din 2016 și sfătuiesc pe toți să o citească, pentru că îi ajută foarte mult să negocieze cu băncile. În momentul acesta, acum... Cum? Deci să presupunem că cineva acum de acasă e într-o situație similară, da? Nu își mai poate plăti rata la bancă. Da. Primul pas, ce trebuie să facă? Primul pas este să mergem la bancă și să anunțăm, uite ce s-a întâmplat în familia mea. Mie mi s-a diminuat salariul sau am fost dat afară de la locul de muncă sau am rămas un singur debitor în contract, pentru că sunt și situații de viață când unul dintre debitori moare. Și deci trebuie să spui practic că nu ești un rău platnic. Exact. Uite ce situație exact. Am, trebuie concretă. Trebuie să ajungi și să discuți cu banca și să arăți dorința ta de a restitui acel împrumut. Unde mai punem și faptul că avem și o lege a dării în plată, probabil că știe toată lumea această lege a dării în plată, care prevede că în momentul în care dobânda la credit crește cu peste 50% față de momentul creditării, te poți duce și poți adapta acest contract. Adaptarea contractului înseamnă să nu mai plătești un robor cât este acum la 7 puncte procentuale, să-l plătești undeva la 3 puncte procentuale sau 4 puncte procentuale. Toate demersurile acestea trebuie comunicate băncii, trebuie emise notificări în sensul acesta, deci nu trebuie să ne închidem în noi, să spunem, vai, nu pot să mai plătesc, nu mă poate ajuta nimeni. Deloc nu este așa. Sau poți fi ajutați oamenii aceștia. Să ne împrumutăm la cămătari sau cine Doamne știe ferește, ce alte nu, în niciun caz. Idei în niciun caz. Și vă mai spun o chestiune, sigur că or să mă urască instituțiile financiare nebancare. Nu este o soluție să ne împrumutăm la IFN-uri pe termen lung. Sunt cele mai mari dobânzi. Dacă vă vine să credeți, prin îmi pare rău. IFN-uri, înțelegând ce, să explicăm exact. IFN-urile sunt acele firme, să le
le spunem așa, care la bază sunt ESA-uri, dar realmente IFN este acronimul de la instituție financiară nebancară, adică ei sunt în subordinea BNR-ului, a Băncii Naționale, dar nu au aceleași reglementări stricte ca băncile. Și atunci, și îmi pare rău că nu v-am pus la dispoziție treaba asta, va trebui să mă credeți pe cuvânt, cea mai mare dobândă la IFN pe care am văzut-o vreodată a fost de 70.000%. Deci 70.000%, dacă un an de zile ai împrumutat un leu, trebuie să plătești 70.000 de lei ulterior. Deci dobânzile sunt atât de mari încât dacă ai depășit perioada de scadență sau dacă ai depășit, eu știu, și n-ai mai putut să plătești o perioadă lungă de timp, ești clar în executare silită și risc să pierzi absolut tot. Deci nu aș merge pentru reglarea problemelor financiare care au nevoie de o perioadă mai lungă de timp de rezolvare pe împrumuturile de la IFN-uri și în niciun caz de la cămătare. Aia sunt niște împrumuturi ilegale. Să nu uităm... E bine să specificăm, să tragem semnalul de alarmă, să nu faceți lucrurile acestea. Asta bun. Era ideea. Și încă ceva. Avem o ordonanță 90/2022. Cred că toată lumea a auzit despre vestita suspendarea ratelor. Am avut-o și în 2020 odată cu intervenirea acestei pandemii, când guvernul a încercat și la vremea respectivă și acum să-i ajute pe români. Este un ajutor și nu prea este, pentru că odată suntem în 2022, trecut de jumătatea anului, mai sunt câteva luni de zile, se termină și anul ăsta. Nu au reușit guvernanții și implicit Ministerul Finanțelor să implementeze normele de aplicare. Deci românii, chiar dacă ar vrea să suspende ratele sau să le amâne într-un fel sau altul, nu au cum, pentru că nu sunt normele de aplicare. Deci în România nu s-a aplicat lucrurile acestea. În străinătate, da. Avem în statele europene un ajutor efectiv, adică s-a simțit ajutorul dat de către stat. Uitați-vă puțin ce se întâmplă. Acum sar cu oarecum la un alt subiect. Noi vrem să taxăm pentru 2 ore muncite 8 ore. Exact. Și atunci, ne referim la salarii. Exact. Deci nu o să venim cu un ajutor efectiv. Și atunci românii, de asta suntem noi acum aici, să încercăm să le spunem, pentru că ratele bancare se regăsesc în casa aproape fiecărui român. Nu vorbim aici de rate bancare neapărat ipotecare, că nu toată lumea își cumpără o casă în fiecare zi, dar îți faci un credit de nevoi personale, vrei să-ți renovezi casa, vrei să, nu știu, să o extinzi. Toate lucrurile astea pot fi făcute prin credite, unele ipotecare, altele imobiliare, altele de nevoi personale, unele de la bănci, altele de la IFN-uri, și să nu uităm pe pensionari, pentru că de fiecare dată când sunt chemat să vorbesc despre treaba asta, îi uit pe pensionari. Domnilor, există și CAR-urile, acronimul de la case de ajutor reciproc. Da. Inclusiv aceste CAR-uri au dobânzi mari și problema este că dacă nu restitui la timp împrumutul respectiv, acei bătrânei pe care îi vedem noi rămân fără imobile ulterior și nu sunt puțini în situația asta. Și le mai spun încă o dată românilor, IFN, dobândă 70.000%, mare grijă ce semnăm acolo, pentru că putem ajungem de la o zi la alta, să spunem așa, dintr-o persoană care nu avea nicio datorie la o persoană care are datorie de 70.000 de lei. Da, aceasta este realitatea. Din păcate, tinerii își doresc să aibă o casă. Fiecare tânăr la început de drum, cuplu, noi proaspăt căsătoriți, vor să aibă o casă. Uite, eu personal am avut o angajată, un om extraordinar de drag mie. Am apreciat-o foarte mult și o apreciez în continuare, dar la un moment dat mi-a spus, vreau să-mi fac un credit. Păi, știi în ce condiții, cum? Totul e ok, totul e minunat, fii atentă ce faci. Adică băncile, clar, vor să te acapareze, să te învăluiască, nu? Își fac interesul, dar tu ce faci în momentul în care nu mai poți să plătești creditul? Eu aș pune problema și altfel, educația adică financiară. Adică dacă e să sfătuiești pe cineva, trebuie să-l sfătuiești cu tot sufletul și... Păi nu poți să-l sfătuiești cu sufletul când tu vrei să îi cumperi sufletul. Adică tu ca bancă. Nu se poate. Păi tu ca bancă. Adică el vine acolo și îți prezintă... De asta e bine să fiți în contact cu un avocat, să vă, nu știu, să citiți, să vă informați, să intrați pe niște site-uri de specialitate inclusiv, și să vedeți exact și ce riscuri sunt. Inclusiv ANPC-ul, inclusiv CSALB-ul, care sunt niște instituții publice. Ei au avertizat în decursul timpului la ce să fim atenți. Și o să reiau în momentul acesta exact ce spuneau și ei. Până la urmă, un ghid de supraviețuire dacă vrei să-ți faci un credit bancar. Uită-te la dobândă. Atenție că în contractele bancare sunt două dobânzi. Este DAE, dobânda anuală efectivă, care înseamnă totalitatea costurilor pe care le ai de plătit, și ai dobânda contractuală, în care nu este inclusă, eu știu, nu știu ce comision pe care trebuie să-l plătești, nu este inclusă o speză bancară pe care ți-o percepe banca. Și atunci, dacă noi suntem atenți doar la dobândă și nu uităm la dobânda anuală efectivă, s-ar putea să fie o discrepanță atât de mare a
acolo, încât atunci când plătim rata lunară să avem surpriza să zicem, dar ce am cumpărat eu aici? Pentru că efectiv noi cumpărăm niște bani, cumpărăm banii respectivi și plătim o dobândă pentru ei. Să nu uităm totuși că vă aminteam mai devreme de ordonanța 52, mergeți și anunțați, sunt în imposibilitatea să plătesc băncile, IFN-urile, inclusiv recuperatorii de creanțe nereglementați până prin 2016, au obligația să găsească metode prin care să nu vă ducă direct în executare silită. Executarea silită se scoală pielea pe spate, așa și părul pe spate când auzi de ea, pentru că ți închipui deja cum vine un executor la ușă, sparge ușa și ți ia bunurile din casă. Păi. Și nu e departe scenariul ăsta pe care îl prezint eu aici de realitate. Motiv pentru care dacă tu nu anunți banca că ești în imposibilitate, procedura își urmează cursul normal și te trezești într-o asemenea situație. Dacă nu, faci notificarea, banca trebuie să-ți găsească o posibilitate de scădere a dobânzii procentuale, eu știu, pe o lună, două, trei sau șase, trebuie să-ți ofere varianta reconfigurării creditului prin rescadențare sau, de ce nu, la o altă bancă care e de acord să-ți ia creditul respectiv și să-ți facă refinanțare. Revenim cu multe alte informații pentru voi după un scurt moment de publicitate. Am revenit cu prietenul și avocatul nostru, domnul Cuculis. Vreau să abordăm acum un alt subiect și anume cel al facturilor la gaz și la curent. Ne trezim de la o zi la alta, de la o lună la alta, că se măresc facturile și nu numai la curent, iată și la apă și multe altele. Ce ne facem și cum pot fi controlate lucrurile acestea? Pentru că la infinit vom crește în ritmul acesta. Păi nu ne îndepărtăm foarte tare de subiectul executărilor, pentru că facturile la curent, facturile la utilitățile publice, să le spunem mai degrabă așa, sunt titlul executorii. N-ai plătit gunoiul, n-ai plătit apa, n-ai plătit curentul, n-ai plătit gazele, vine frumos și te execută silit. Problema cea mai mare este că au explodat. Și o problemă și mai mare este că am descoperit în decursul timpului că foarte multe dintre actele adiționale la contractele acestea pe care noi le aveam în desfășurare, toate au fost semnate inclusiv în fals. Nu putem să spunem că este o chestiune generalizată, pentru că am vorbit de o chestiune sistemică. Dar am observat că în goana asta, după creșterea tarifelor la energie electrică, chiar cu foarte multe abuzuri, pentru că dacă eu am contractul semnat de astăzi până peste 2 ani de zile, e bine, nu pot să modificăm, nu poți să modifici termenii contractuali unilateral și mulți s-au păcălit cu treaba asta, furnizorii de energie au venit și au schimbat tarifele în mers și bineînțeles mulți dintre bătrâni, mulți dintre cei care nu știau ce semnează, au semnat și s-au trezit cu facturi imense. Sau se trimit pe mail chipurile niște acte adiționale în atașament, intră atașamentul, nu intră și nu mai așteaptă nimeni să le semnezi. Te-au anunțat, te-au avizat că au crescut prețurile. Exact. Ca să nu mai spunem la agenții comerciali care nu mai pot prelungi contractele. Se merge practic fără contract, da? Nu se fixează un preț și atunci de la o lună la alta, în funcție de cum plouă și cum ninge, facturile vin, deci trebuie plătite. Eu mi-aduc aminte de mesaje venite, da, de la guvern până la urmă. Stați liniștiți că totul este în regulă, trebuie să liberalizăm piața pentru că așa ne spune Uniunea Europeană. Bun, am liberalizat piața. Noi am avut problema asta inclusiv după Revoluție. Vreo 10 ani de zile n-am avut legi, nu exista evaziune fiscală, nu exista absolut nimic. După care ne-am apucat și am inventat tot felul de legi și am îngropat pe români. Primii capitaliști au fost într-adevăr în 90, dar capitaliștii ăștia așa de duzină, cei care au luat primele credite, au luat undeva după 2000 cu niște dobânzi astronomice. Exact același lucru se întâmplă și cu liberalizarea de acum. Dom'le, am fost învățați o viață întreagă să avem niște prețuri plafonate, adică să nu plătim zeci sau mii de lei pe factura la energie electrică. Dintr-o dată ne-a spus Uniunea Europeană, dom'le, trebuie să liberalizăm. Ok, am făcut treaba asta. Și ce s-a întâmplat? Mi-au trimis niște oameni, pur și simplu, cei care mă mai urmăreau și îmi spuneau, uite, am făcut poza la casă, dom'le, un bordei într-un sat uitat de lume, din Paiantă, și a venit factura la energie electrică vreo 600 de lei, în momentele în care funcționa un bec, un televizor și probabil că mai dădeau drumul la, cine știe, vreo mașină de spălat dacă aveau. 600 de lei pentru un bordei de genul acesta, omul mi-a și spus, mi-am vândut porcul ca să plătesc factura la energie electrică. Asta, dacă o scalăm și merge
mergem mai departe la tot ce înseamnă, eu știu, o fabrică care produce, exact, sau un agent economic, oamenii ăștia au ajuns să se apropie de pragul falimentului și chiar să intre în faliment, exact, pentru că nu puteau să-și plătească factura la energie electrică. A fost o nebunie. A intervenit în cele din urmă târziu, tardiv, după părerea mea, statul și au spus, ok, plafonăm sau mai degrabă vă ajutăm pe voi consumatorii casnici, dar în continuare pentru agenții economici nu s-a găsit o rezolvare. Corect. Agenții ăștia economici au ajuns, că tot vorbeam mai devreme de creditele bancare, să facă credite bancare ca să-și plătească factura la utilitățile publice, lucru care mi se pare inadmisibil. Statul ar fi trebuit să găsească o modalitate prin care, ok, suntem în Uniune, trebuie să respectăm. Acum, eu mă uit la ce s-a întâmplat în Ungaria. Dom'le, în Ungaria s-au plafonat niște lucruri, inclusiv creditele bancare. Dom'le, nu mai poți plăti, nu mai plătești, pentru că, uite, suntem într-o situație de pandemie, de criză și așa mai departe. Noi parcă am vrut din tot din adinsul să facem mai mult rău decât să facem bine și atunci fiecare, știți vorba aia, fiecare scapă cum poate. Și unul a scăpat cu un credit, altul a scăpat că a dat faliment și a dispărut de tot de pe piață, altul n-a plătit și a ajuns să se judece și să-i fie tăiat curentul electric. Și treaba asta nu simțim la adevărata valoare acum, că încă e vară, e frumos afară, nu prea consumăm. Acum mai degrabă consumăm energia electrică, dar știți cum e, mai degrabă suferi de cald decât să suferi de frig. Corect. Adică de frig nu prea poți să suferi, că îngheți în casă. Și atunci adevărata problemă o să o simțim de acum, din iarnă sau mai degrabă din toamnă. Da, e foarte trist ce se întâmplă, mai ales că e posibil să rămânem și fără gaze. Adică, în momentul acela, ce se poate întâmpla? Treaba asta cu gazele, eu am considerat-o un pic și un mit, pentru că România realmente, dacă dorește, avem petrol până la urmă pe care îl exploatăm din adâncuri în Marea Neagră. Putem să spunem, în caz de ceva rău de tot, că e, Doamne ferește, război, că este o stare de urgență, ok, rechiziționăm ce este acolo, ne descurcăm mai departe pe teritoriul nostru, ne dezdăunăm noi mai departe sau le plătim noi pentru rechiziția respectivă altă dată. Deocamdată trebuie să rezolvăm problema cetățenilor noștri. Eu am spus într-o situație ieșită din comun, într-o situație de urgență, pentru că se exploatează gaze în Marea Neagră. Exact. Adică România realmente, într-o situație excepțională, nu ar avea o problemă. Dacă privim lucrurile din punct de vedere comercial, legal, tratate, lege și așa mai departe, România știu că are un deficit de undeva de 20%, deci noi nu stăm foarte prost. Adică dacă mergem pe ideea, care bineînțeles că nu sunt de acord, stai că stăm cu 19 grade în casă, stai că închidem lumina la 6 după amiază, 6 seara, că iarna e seara, deja e noapte la ora 6, la ora 18, atunci nu o să mai fim nevoiți să mai importăm niciun gaz de la ruși. N-ați văzut jocul ăsta cu Germania, care pur și simplu era foarte fericită cu Rusia, n-avea niciun fel de problemă, pentru că aveau nevoie de gazele de acolo. România nu stă așa, nu cred că o să ajungem într-o situație de genul ăsta și nici nu cred că o să ajungem, țin minte de acum mulți ani de zile, că te duceai cu butelia aia, te trăgeai după tine ca să poți să-ți încălzești casa sau printre altele să-ți faci de mâncare. Nu cred că o să ajungem acolo. Ok, măcar la desenele animate cu Mihaela să putem să ne uităm și după o mai vedea. Hai să vorbim și despre situația biletelor de avion. Stan pățitul. Da. Ai pățit-o? Da, și nu cu biletele, ci cu bagajul. Am plecat acum, cât să fie, vreo 3 săptămâni, n-are luna, și mi-au pierdut bagajul. Și treaba asta nu se întâmpla în România, se întâmpla în Paris, se întâmpla pe aeroportul Charles de Gaulle și am încercat să vorbesc cu cineva, n-aveai cu cine să vorbești. Am nimerit săptămâna trecută pe aeroportul din Bergamo, când am fost în Italia la aniversare acolo, cam același lucru, n-aveai cu cine să vorbești. Era grevă cu taximetriști, cu personalul aeroportuar. Dom'le, treaba asta e perpetuată în toată Uniunea Europeană. Deci nu avem o problemă numai la noi aici. Industria aerospațială, era să zic, aeronautică, are o problemă. Ce e de făcut? Legal? Ce spune avocatul în situația aceasta? Ce putem să facem? Mai avem câteva minute. I-au dat pe foarte mulți afară și acum n-au cu cine să lucreze. Da. Ei bine, există tot felul de lucruri pe care le putem rezolva. Avem o directivă europeană care ne spune că putem să primim compensații până la 600 de euro dacă ni se anulează zborul, dacă se pierd bagajele, în ipoteza în care se amână zborul, este întârziat, dacă are mai mult întârziere de 3 ore și așa mai departe. Trebuie să știm în principal că avem drepturile astea. Trebuie să facem o petiție, să facem o notificare către compania de la care am cumpărat biletul respectiv și, spre exemplu, dacă ni se anulează zborul pentru a doua zi și trebuie să rămânem o noapte întreagă în aeroport, ei sunt obligați să meargă și să ne găsească o cazare. Trebuie să ne pună la dispoziție masa de seară, trebuie să ne pună la dispoziție micul dejun, dacă întârzie mai mult de 3 ore, căci trebuie să ne pună nu? Căci dacă
dacă nu pot plăti despăgubiri în instanță. Și să nu uităm că ANPC-ul a dat o amendă 2 milioane de euro unei companii care a făcut exact lucrul ăsta, a anulat 11.000 de zboruri. Deci, practic, cui ne adresăm dacă ajungem în asemenea situație? Direct companiei și dacă acea companie nu plătește despăgubirea maximum 30 de zile... Mie nici nu am răspuns la mail, dar... E foarte adevărat. Atunci avem două variante, fie ANPC, fie dacă nu în instanță, și să nu uităm că pe cei care pleacă în interes de serviciu și care ratează semnarea unor contracte, se fac de rușine în fața partenerilor de afaceri, pe ei sfătuiesc să meargă direct în instanță. Am înțeles. Iată informații foarte utile. Mulțumim frumos și un gând bun ardes.ro pentru soția ta. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici. Dăm legătura la Cristi. Mulțumim foarte mult domnului avocat. Mergem acum mai departe. Avem în fața noastră, doamnelor și domnilor, un campion. Campionul nostru este cel căruia, de fapt, i-am spus băiețelului meu mai devreme, lui Tudor, în momentul în care mi-am propus să merg pe o scenă și să prezint, am avut doi oameni la care m-am uitat și la care mi-am dorit să fiu ca ei. Unul a fost la Galele Uniteri Ion Caramitru, care era o gazdă superbă, și al doilea este Octavian Ursulescu, doamnelor și domnilor, care pe 17 iulie a împlinit 75 de veri sau de primăveri. Puteai să treci peste asta. Nu, stai o secundă, că nu e. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. David să trăiască, doamne. David să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, maestre. Mulțumesc mult de tot ce fac cu ăsta. O să-l dăruiesc colegilor de aici, pentru că sunt foarte drăguțe. Echipa ta este minunată. Mulțumesc mult, Cristi. De fapt, puteai să spui 40 de ani de activitate și atunci suna mai bine. Da, doamnelor și domnilor, doar 40 de ani de activitate neîntreruptă. Octavian Ursulescu, cu adevărat un fenomen. Spune că întotdeauna pe scenă este... Deci dacă, părerea mea, deci dacă în comentariu sportiv Cristian Țopescu este acel reper la care ne facem toți oamenii care se urcă pe scenă odată și odată în viața lor și zic bună ziua, doamnelor și domnilor, îl au pe Tavi ca reper. Eu nu te flatez acum, noi ne știm de atâta vreme. Am colaborat cu Tavi în sensul în care a fost mereu alături de noi cu informații, dar e un moment în care dacă l-am prins de ziua lui, trebuia să ți le zic. Te-ai prezentat foarte bine și la festivalul de la Amara. N-am fost atunci, dar mi-au spus organizatorii, două ediții, Cristi Brancu, și de altfel figurez în cartea mea despre Așa festival, este. Pentru că într-adevăr au fost ediții reușite, foarte reușite. Și ai dreptate, nu sunt mulți prezentatorii de spectacole muzicale. Una este televiziunea. E plină țara de prezentatori de spectacole. Unde te uiți la toate zilele orașului, tăieri de moți, ce vrei tu, există oameni care pun mâna pe microfon și prezintă. Da. Dar eu v-am spus acum de unde trebuie să luăm lumină. Fiate, înainte să vorbim de maestru Alexandru Arșinel, avem niște fotografii. Ia uite, Tavi Ramona Bădescu, Gheorghe Zamfir. Da, ce față, Alina Chivulescu. Ai măi, Tavi, am prezentat cu ea de vreo 4 ani. Am prezentat la Mamaia. Kylie Minogue, Cerbul de Aur 93. Tavi împreună cu Kylie. Aici ești împreună... Tot cu Alina, tot cu Alina. La Mamaia. La Mamaia. Asta este medalia lui de campion. Olimpiada mass media cu niște medalii foarte de aur. Foarte frumos. Da. Aici nu știu ce tot face. Acolo, pe tank. Am luat medalie de bronz. Albano și Romina Power, doamnelor și domnilor, atunci când, în perioada lor de glorie, 91, da. Marius Seicu, Ion Cristina, eu, Mădălina, vai de mine, ia uite ce poze aici, Tavi. 94. Și prea iubitul nostru Florin, împreună cu Tavi. Aici cu cine ești? Suzi 4. Suzi 4, dar ce freză de Ilie Năstase avea aici. Era micuță. Toto Cutunio, deci o nebunie, o carieră absolut fenomenală. La festivalul de la Focșani, Așadar, spunem. Uite, acum că suntem în acest moment, o amintire sau două spectaculoase, Pescar, după cum vedeți, treabă cu serioasă. Cu știucă, ce știucă frumoasă. Da? Și cu Paul, și revenim cu Paul în actualitate. Surgiu, de asemenea, Paul merge pe urmele lui Tavi, prezintă foarte frumos, Alesis, o familie Alesis, da. Bun, vreau să să-mi spui câteva momente frumoase din cariera ta cu acești oameni sau lucruri care te amuză și care îți umple sufletul de bucurie în momentul în care le rememorezi.
TRV, uite și pe Mihaela Runceanu. Mă leagă atât de multe de toți compozitorii, de interpreții, de textierii, de organizatorii de festivaluri, încât mi-ar fi Corina, aproape că era în brațele mele la Sala Palatului, da. Michele Placido, Caracatța, Fiora, Catani. Corrado Catani, da. Mâine chiar în emisiunea noastră o să fie Ramona. Tavi a reprezentat pe o perioadă, aflam despre Ramona de la Tavi. Da, am fost un fel de PR, fiind foarte bun prieten, a plecat în Italia și îmi trimitea fotografii, așa informații este. Și așa mai așa departe. E la București acum? A plecat tocmai a plecat în Italia, o să intrăm mâine, a fost puțin prin România, a fost noi am avut o filmare cu ea într-o livadă, a fost bun, un pic. Bun. Tavi, o amintire frumoasă din că în momentul în care cineva te întreabă, domnul Ursulescu, ziceți-mi, domne, o poveste, niște fapte de arme, cum s-ar spune. Cu totul, cu Tunio, o chestie incredibilă la Focșani. Era toamnă, festivalul vinului, fric umplit, că era octombrie, da? Da, da. Toamna aceea îngrozitoare și a început să și plouă. Totul deja începuse, el nu stă bine cu sănătatea, Doamne ajută să-ți revină. Da. Are o boală grea, multă sănătate. Ploa, frig, cu orchestră. Ei bine, totul cu Tunio, altul ar fi stat în spate, era acoperită scena, dar la față ploua rău de tot public. Ei bine, a stat în ploaie o oră, l-a plouat, ploaia rece, a cântat ca și când era la debutul său. Atunci am apreciat ce înseamnă o mare vedetă, un om care își respectă și rangul pe sine, dar și publicul. Incredibil. Și tot acolo la Focșani, Albano a venit cu orchestră și tot frig și așa mai departe. Au cântat live, acompaniați de orchestră. N-au făcut niciun playback, nimic. Asta este o generație valabilă și la artiștii din generația de aur de la noi. Nu fac playback, cântă extraordinar. Hai să spun una simpatică, la un moment dat, cel care a adus-o în România pe regretata Cezaria Evora a fost Aurel Mitran. Și îmi zice Aurel Mitran, Sala Palatului, frumos, începe să cântă, intră Cezaria Evora, cum venea aia de ascultă, pune microfonul la gură și începe să cânte. Aurica se duce frumos la sunet și zice, băi, e vreun playback undeva? Era impecabil, băi, e impecabil. S-a dus, a verificat, scul, mă, n-are vreun disc undeva că sună prea bine. No, n-ai cum, când sunt mari, sunt mari, e adevărat. Așa este, valori. Și asta e valabil și la cântăreții noștri de mare valoare. Și Paul Surgiu, Fuego, Corina Chiriac, Mirabela, absolut. Marina Voica, toți cântă. Da, Monica Luminița, le-am avut Monica aici. Monica Luminița, sigur că o să vorbim imediat și de premiile de mâine, Loredana, Monica. Ca Temișan, ăștia sunt cântăreți. Și m-aș bucura ca din generația nouă să se mai ridice câțiva, cum sunt Andra sau Delia, de exemplu, de care sunt cântăreți foarte, foarte valoroase. Și la foarte valoroase, sigur. Bun. Vorbim puțin de eveniment, după care vreau să vorbim. Am citit o știre îngrijorătoare cu Alexandru Arșinel. Noi doi îl iubim pe Alexandru Arșinel și o să încercăm să fim alături de el și să povestim. Zim despre evenimentul de mâine, noi vom fi acolo pentru că, doamnelor și domnilor, crema muzicii românești se adună mâine undeva în premii deja care au o tradiție de câți ani de zile? Este ediția 29-a. Din 91 le acordăm, dar 3 ani a fost pandemia, așa încât mâine acordăm pe anii 2019-20-21. Actualitatea muzicală. Celebra revista Uniunii Compozitorilor. Revista Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor nu și-a încetat apariția nicio clipă din 1990 și sunt onorat că am fost întotdeauna redactor. Dă-mi o revistă să arăt coperta. Uite, asta cu Monica. Exact, Monica numărul 5. Foarte penultimul deci, număr. Despre muzică foarte bună, de la muzica pop la muzica clasică, extraordinar avem aici. E o revistă pe care vă o recomandăm, de mare calitate. Mulțumesc, unde? Toate genurile muzicale ai, mare este, de câți ani lucrezi aici? De câți ani lucrezi aici la Acta Votează? De 90, de la primul număr. Olelei, domn. Am dat și concurs. Mie mi se părea că eu sunt constant. Nu, am dat concurs. A fost regretata noastră colegă Luminița Bartolomei, a fost primul redactor șef. Acum este Mihai Cosma, cu care am fost împreună de la primul număr. Ai un pic, acolo, tu ai dat concurs? Așa a fost. Dom'le, așa trebuia. Tu să dai concurs? A mai fost o fată, o compozitoare, Claudia Daniela Nacu, s-a prăpădit acum câțiva ani, a dat și ea examen. Dar mi s-a părut normal. Așa e bine. Să dai concurs. Au fost un post acolo. Foarte tare. Bun, vreau să te de întreb. De cronicar. Da. Cum îți antrenezi tu mintea să știi toate lucrurile astea?
nu știu dacă mă antrenez, dar citind și de prezentând adică, foarte tavi, mult. Când vine pe scenă, vi le spune, nene. Păi da, dacă fac asta de 40 de ani, cum ți-am spus deja, știu. Mă refer la muzica ușoară, unde, sigur, îi cunosc pe toți, dar pentru alte genuri, dans sportiv, am studiat, am învățat, pentru că dansul sportiv are niște reguli cu totul aparte și am prezentat ani de zile și campionate europene și mondiale și așa. Dans sportiv, tu știi cum e? Nu prea știi. Din adică afară de la televizor pare interesant. E elegant, frumos, dar are niște reguli foarte stricte. Așa. Și aia se și cheamă sportiv. Corect. Dansul de societate, nu? Mai e ca pe vremuri. Muzică populară. Am mai citit, prezint un concurent, o vedetă de muzică populară. Trebuie să știu din ce zonă, ce costum are, ce cântă. Dar vii prezintă deci, romanțe. Acolo la romanțe trebuie să știi pe toți. Doamnelor și domnilor, după pauză vom vorbi despre alte fapte de arme, să aflăm cum a sărbătorit pe 17 iulie când a fost ziua lui Tavi și vorbim și despre Alexandru Arșinel. Te pupă Cătălin Crișan acum. Îl pupăm pe Cătălin, prietenul emisiunii noastre. Ne întoarcem după câteva minute cu Tavi Ursulescu. Da, doamnelor și domnilor, mâine la premiile despre care vorbim la actualitatea muzicală va veni și va primi pentru prima oară un premiu în România celebrul compozitor Eugen Doga. Da, iată, Gramofon sau Dulcea și Tandra Mea Fiară, valzuri celebre. Ronald Reagan a spus despre Dulcea și Tandra Mea Fiară că este, după părerea lui, era meloman, cel mai frumos vals din toate timpurile. Vă dați seama, și noi nu știm să-i prețuim. Ca ai vorbit și de Arșinel, o să vorbim. Suntem contemporani cu niște oameni extraordinari. Doga are 82 de ani. Mulțumesc. Oria Moculescu, premiat cel mâine, 85. Așa e. Jol Chereștei, 88. Și așa mai de Barina Voica, 85. I-a premiat cineva? Le-a dat o floare, o diplomă? E foarte trist ce se întâmplă. E foarte trist ce se întâmplă. E adevărat că după aceea o să apară niște știri și o să spun, doamnelor, domnule, ce mare pierdere. Și, așa cum ai văzut anul trecut că am fost împreună pe această canapea, Marina Voica este o explozie în continuare, n-are nicio treabă. A fost acum două luni de zile, la o lună de zile cu domnul doctor. Fenomenală, este într-adevăr. Nu mai vorbim de Mirabela, de toată această generație absolut extraordinară. Și te mai mir că unii, cum e de exemplu Angela Similea, se retrag și preferă să stea în umbră după niște ani în care erau privite la adevărata lor putere. Pentru că au o tristețe în suflet, o frustrare, pentru că văd că nu mai sunt prețuiți așa cum ar trebui. Publicul îi dorește. Angela Similea e foarte dorită de marele public. Eu sper să revin, a promis că în toamnă... Aici Ovidiu are ok acolo, Ovidiu Comornic are da, ok exact. Acolo, important. Da, doamnelor și domnilor, hai să aflăm de la Octavian Ursulescu ce a făcut de ziua lui, că de asta am păstrat tortul în cadru, altfel îl exploatam într-o ambalare, pentru că Tavi trebuie să-l mănânce acasă. Nu se împarte decât acasă. De ziua mea, asta e o tradiție. Am un foarte bun prieten în Marin Mândrilă, care are un hotel lângă București, nu știu dacă e voie, dar un hotel nu frumos. Nu e voie, dar cu, da, nu, lumea cine am este? Spus. Cu piscină, are o scenă mare și el își face mereu ziua și a zis nu te amestești, Tavi, suntem născuți în aceea zi, 17 iulie, vii și stai la masă. Păi zic, Marine, nu. Și anul ăsta a fost la fel. Au cântat Ionuț și Doinița Dolănescu. Wow. Alesis au fost, Silvana Râciu, Tarab de la Teleorman și așa mai departe. O groază de artiști. Eu am stat la masă. Surprize, torturi, mese. Deci, întotdeauna eu sunt invitat de ziua mea acolo și iată, sunt relaxat. Măi, ce fază! Frumos! Nu e bine așa, Cristi? Cu o fi mai rău, există ceva mai bun decât treaba asta? Vă dați seama, de ziua ta să nu te agiți și totul. Dar bine, dar asta nu vine la pachet cu decât cu toată această experiență și felul de a fi al lui Tavi. Dintre toate fetele astea superbe cu care ai prezentat, da? Am văzut-o pe Alina mai devreme, tu ai cu Alexandra Velniciu, care intră mai târziu. Foarte bine mă înțeleg cu Alexandra. Am prezentat și cu Anca Țurcașiu, cu Irina Radu, am prezentat și cu Alina odată. O salutăm Vreau pe să Irina. Spun, o singură dată am prezentat Marmaia cu Monica Angel, 97. Așa. A fost minunat. Da. Niciun text. Ce text? Monica...
le-am descurcat, am glumit, a fost relaxare totală. Nu întâmplător, este o actriță foarte, foarte talentată, așa este. Și așa joacă și acum seriale. Deci aici nu e vorba numai de frumusețe, de eleganța și spontaneitatea. Alina Chivulescu, foarte bună și ea. Da, 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 da. Doamnelor și domnilor, păi da, stai bine să fii Octavian Ursulescu, pentru că întotdeauna prezinți și apare un... Te simți altfel când simți, e aer proaspăt în jurul simt tău. Simt puțină invidie în glasul tău, nu, cumva. Nu, că nici eu nu pot să mă plâng. Ești pismaș? Nu sunt pismaș, Tavi, dar asta nici eu nu pot să mă plâng. Am avut și eu ocazia, mai ales la premiile VIP, aveam un obicei ca în fiecare lună să prezint cu altcineva. Așa că am prezentat... Deci cu cine trebuie? Cam cu toată lumea am prezentat și mi-a făcut plăcere. Așa este, foarte, și avem fete frumoase parte, și talentate. Da. Hai să vorbim acum despre maestrul Alexandru Rașinel, o știre pe care trebuie să o las ca atare, pentru că acesta este momentul. Astăzi presa scrie și confirmăm aceste informații. Maestrul Alexandru Arșinel, pentru a fi bine, trebuie să meargă la un centru de îngrijire. După cum știți, a avut o cădere foarte mare. Să știi că, Tavi, cred că lucrul ăsta l-ai auzit. Nenea Arșinel ne-a spus că odată cu faptul că a fost scos din teatru de către primărie, nu? Că Vasile Muraru a fost și este în continuare alături de el. Asta a fost o lovitură foarte mare pentru el, din punct de vedere psihic. Cred că e puțin... Nu a fost scos din teatru, pentru că el putea să apară oricând în spectacole. Nu. Postul de director artistic. Exact. Da. Da, dar... Acolo a fost o lovitură pentru un om care a refăcut și a dus tradiția acestui teatru. Asta e un fapt, nu acuzăm pe nimeni, ceea ce ne-a spus domnul Arșinel. Aceasta este ultima imagine, cea pe care ați văzut-o mai devreme, când a primit un premiu de la înalți prelați, iar ultima filmare care există acum cu domnul Arșinel este la ziua domniei sale, când noi am fost acolo cu un buchet de flori și unde am simțit că este firav în perioada asta. Pentru că nu l-a mai regăsit. În acest moment scrie presa că este slăbit, a căzut și acum, așa cum a fost bine și pentru Zina Dumitrescu și pentru Mioara Roman, este foarte bine să meargă într-un centru unde cineva să aibă grijă și familia a luat această decizie pe care vă rog să nu o priviți altfel decât ca o modalitate de salvare. Îngrijiri paliative. Absolut. Și la otopeni și așa mai departe. Exact. Ana Slan, pentru că ai nevoie de o îngrijire, de profesioniști în domeniul medical. El, sigur, are și problemele cu rinichii. A fost operat de vreo 3-4 ori pe coloană, deci multe, multe probleme. Vorba ta, tu mi-ai spus înainte că l-ai văzut în Galele Savoi, extraordinare, făcute de Vasile Muranu și Valentina Fătu, cânta stând pe scaun. Așa este. Dar asta este. Oricum, apropo de ce spui mai devreme și ce ai amintit de marile valori, ar fi bine să ne gândim la ei cât trăiesc, cât sunt alături de noi. Nu o să ne pară rău o zi, două după ce se prăpădesc. Ori Arșinel, sunt sigur, o să-și revină. Ții minte când am făcut despre Gabi Cotabiță o emisiune împreună? Mă. Și și-a revenit extraordinar. Deci, în seara în care lui Gabi Cotabiță i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, am fost în emisiune cu Horia Moculescu, cu Tavi, era și Oana Turcu, pentru că ea îi luase ultimul interviu cu o zi înainte ca Gabi să aibă acea cădere și noi spuneam atunci și venise de la spital Horia Moculescu informațiile și a zis dacă scapă, nu o să mai fie bine niciodată. Uite-l pe Gabi că o să cânt. Și asta îmi spuneau și de la Teatrul Tănase. Astea sunt informații pentru voi cei de acasă. Maestrul Arșinel a mai avut momente în care lumea zicea nu cred că mă se mai întoarce. Și a renăscut din propria cenușă. Acum însă este adevărat că este o încercare mai grea decât altele. Și aici, sigur că da, familia este alături, acolo și doamna Marinela și ea necesită îngrijire. Aia e o familie grea, și greu încercată. Aceasta în familie cu soția lui. Da. Câți ani are Sandu Arșinel? 83? 83-84, pot să spun. Da, cam așa, 83 oricum. Da, uite să știi că ne mai trimite un mesaj foarte frumos. Mirabela Daur, care ne spune, așa este, apropo de lucrurile pe care le spunem, apropo de modul în care marile artiste sunt respectate. Mulțumesc, Mirabela, m-a sunat de la mare Dumnezeu.
duminică de ziua mea. A fost o surpriză. O pupăm pe Mirabela, știe că o iubim și ne bucurăm foarte mult, ne bucurăm foarte mult că este cu noi. Maestru Arșinel a împlinit 83 de ani și sperăm să fim și la 84, și la 85 și la 100 de ani, pentru că el reprezintă, este legenda teatrului de revistă. Așa este. Oamenii extraordinari. Ai spus bine, Vasile, murarul prețuiește, nu depinde de el. Nu, nu. Primăria, asta... am înțeles că a luat asemenea uite, decizii. Și Mirabela ne iubește, doamnelor și domnilor. În atâta iubire și între atâția oameni extraordinari, trebuie să-i mulțumesc lui Tavi pentru această vizită foarte frumoasă. La mulți ani, Tavi. Mulțumesc mult, revistele rămân la tine, revistele poze rămân la mine. Mâine sunt premiile Actualitatea Muzicală. Le primim pe cei mai valoroși oameni din țara asta și muzică. Vasile Muraru, management artistic, cum a luat și Arșinel acum câțiva ani de ani. Așa este. Mai sunt premia și Loredana și Temișan, prietenul Monica nostru, Angel și Eugen Doga, Moculescu, mulți. O să avem echipa acolo, dar pentru că e momentul arătării revistelor, vreau să le mulțumesc prietenilor noștri de la TV Mania că au făcut această copertă. Vă rog să o puteți găsi la chioșcuri. Doamnelor și domnilor, este un adevăr ce scrie acolo. Televiziunea este a doua casă pentru familia Brancu, pentru că noi trei suntem aici și depunem toate eforturile și toată strădania noastră zi de zi, Oana în fiecare zi, o dată pe săptămână, și Tudor, pentru a vă oferi cât mai multă bucurie, oameni extraordinari și povești din care să vă facă să fiți puțin mai fericiți. Mărturisirile noastre sunt aici, le găsiți și pe site-ul revistei. Prin urmare, în afară de programul TV, găsiți și o părticică din inima noastră. Mulțumim foarte mult! Fug la chioș să cumpăr și o revistă! Te rog frumos! Mulțumesc, Tavi Ursulescu, doamnelor și domnilor, generos și grozav ca de obicei, pentru că azi este Sfântul Ilie. Ilie Năstase, am spus și ieri și spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ilie, Ileana, doamna Ileana Stana Ionescu și mulți alți prieteni care poartă numele... Ileana e cam cu... Nu e? No. Sau e Elena? Elena. Da, deci, doamnelor și domnilor, reformulăm, cum se spune la televiziune. Să trăiască Ilie, Ilie și Ilie. Spus, să vină avem... și ploaia. Vine și Sfântul Ilie, da. Poate trece cu carul, să mai vină puțină ploaie. Avem însă un Ilie în direct care cântă un artist foarte, foarte bun al muzicii populare și care are o poveste incredibilă. Ilie Caraș cântă acum pentru voi. Scripuțe, frate Niculiță, să jucăm sârbalul Iliuță. Zic cu dor ca să joc, ia-te uite cum fac loc show, strâng roate la mijloc, zei mă. Zic cu dor tot așa, că asta e sârba mea, să joa și cari cum vreau, of, dor. Să joc, ia-te uite cum fac loc show, strâng roate la mijloc, zi mă. Zic cu dor tot așa, că asta e sârba mea, să joa și care cum vreau, of, dor. Jucă-ți sârba lui Ilie, ca să vă aduc bucurii. Tragi cu arcușul tari pe scripuțe, jucăm sârba lui Iliuță. De la noi, de la nord, o când lumii peste tot, de la inimă n-o scot, zei mă. De acasă când m-am dus, sârba în suflet am pus și cu ea am plâns și-am râs, of, dor. De la noi, de la nord, o când lumii peste tot, de la inimă n-o scot, zei mă. Acasă când m-am dus, sârba în suflet am pus și cu ea am pus și-am râs, of, dor. La plator și supărare, sârba lui Iliare, mă. Bate tare, bate, bate în tobiță, zic cu foc sârba lui Iliuță. Am iubit fără hotar și azi din sufletul la mare zi, mă. Am crezut cât de dor mă scrip care am să mor după floarei din bujor, of,
bufător. Am un dor ca un jar, am iubit făricotar și azi din sufletul la mare zi mă. Am crezut cât de dor mă strâng care am să mor după floare de bujor, bufător. Dar n-auzi frumos mai sună cânticul de dor și voi bune. Hai cu toți și jucați, de viață vă bucurați, sârba lui Ilie, nu uitați mă. Zi așa cu lăiași, de la Chișinău lăiași, sârba lui Ilie, sână-o lași mă. De la noi, de la nord, o când lumii peste tot, de la inimă n-o scot zi mă. De acasă când m-am dus, sărba în suflet am pus și cu ea am râs și-am plâns o fădor. Ilie, bravo Ilie, la mulți ani Ilie, vino încoa Ilie, 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 la mulți ani Ilie, bine ai venit. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc frumos. Bine ai venit, o să avem o surpriză pentru Ilie, dar el acum nu trebuie să știe care o surpriză, așa că el să-și vadă de treaba lui în emisiune. Ce faci Ilie? Mulțumesc, domnul Cristi, foarte bine, am ales așa... astăzi Sfântul Ilie să, uite, să vin la voi. E foarte bine. Pe de altă parte, Ilie, sărbători azi. De ce sărbătorești aici cu noi? Păi da, pentru că tot timpul sărbătoream alături de familie. Așa. Dar acum nu mai pot. De ce nu mai poate Ilie să sărbătorească cu familia? De ce? Cred că e foarte bine știut lucru că de acolo de unde vin eu, din Ucraina, nordul Bucovinei, Cernăuț, țara este în război. Așa este. Și atunci eu nu mai pot să merg acasă. Dacă aș merge acasă, nu cred că m-aș mai întoarce înapoi. E mama mea. Foarte frumos. Nu m-aș mai întoarce înapoi, chiar dacă eu am cetățenie română, dar legea este că bărbații între 18 și 60 de ani nu mai pot părăsi țara. Odată ai intrat, nu mai pot părăsi. Deci tu dacă te duci la familia ta, nu mai pot veni înapoi. Te trimit la război ăștia. Da, bineînțeles. Domnul Cristi, știți că e rău că mi-a povestit de acasă că autoritățile pândesc tinerii și le dau foaia de incorporare. Dacă nu te prezinți, eventual te judecă. Te judecă, da, e legea marțială acolo. E legea marțială. Da. Am înțeles că acum, am înțeles că acum vin în curte, îți fotografează dubița sau microbuzul și dacă le convine pentru război, ți-o iau fără să mai cârtești ceva. Deci se rechiziționează fără multe discuții. Bineînțeles, e legea marțială, adică nu se... Ferească Dumnezeu, doamnelor și domnilor. Este prima dată când îmi petrec fără familie, fără alături de surorile mele, nepoții mei, părinții mei. Stingher? Adică așa, nu știu cum... Ciudat? Ciudat. Ciudat. Este ciudat, da. Cei din familia ta, unii dintre ei chiar participă la război, nu? Nepotul meu, nepotul de la sora mea cea mare, este pe front, bine, este soldat în termen și am înțeles că nu mai este la, în prima linie. A fost probabil puțin accidentat și puțin, nu că probabil, că știu sigur că a fost, este în pază la aeroport. Adică el a fost rănit în luptă. În picior, da. În da, picior. Da. Și că, pentru că nu mai poate să lupte cu toată plenitudinea forței. Are tije. Are tije. Tije, da. L-a băgat la un fel de rezervă. Lucrează la aeroport. Da. În aeroport. E ceea ce se numește apnecombatant. Da. Dar este mai periculos, pentru că acum se bombardează aeroporturile și gările. Cum privești tu, eu te întreb cum privești tu toată această poveste care, practic, în funcție de ceea ce se întâmplă și în funcție de știri, tu poți în fiecare zi să descoperi că ceva se poate întâmpla cu familia ta. Bineînțeles, și am o frică, ei o duc greuți totuși, pentru că economic totul este la pământ. Totul este scump, chiar dacă nimeni nu mai alimentează magazine, nimeni nu mai...
este o mare problemă. Grija mea este mare de surorile mele, nepoții mei, nepotul meu cel mare care este pe front. Asta este, nu știu ce se va întâmpla, dar acum câteva zile a bombardat orașul Vinița, care este foarte aproape de Cernăuț, la 180 de kilometri. S-a auzit, s-a simțit, s-a resimțit. Cel mai rău este atunci când sună sirenele de război. Este groaznic, am auzit și eu într-o noapte, vorbeam cu sora mea la telefon, este atât de urât. Da, e fricoșător, ai dreptate. Deși unii am mai auzit oameni de ăștia pe la radio, chiar lideri de opinie. Ce, domne, că e acolo război, dar în rest oamenii ies la bere. Am auzit oameni, domne, oamenii ies la bere, în restul Ucrainei oamenii trăiesc normal. Nu, nu, hai nu, nu. Pe bune. Noaptea, dacă te prinde după ora 10 pe stradă, e amendă. După ora 11 nu mai ai voie să prinzi luminile, să asta nu se vadă de sus. Să asta nu se vadă de sus. Da. Fantastic. Adică bun, nu ai voie să aprinzi luminile nici pe stâlp, nici în, să se vadă afară, da, 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 că se vede de sus. Așa este, clar. De vițintă, dacă e lumina aprinsă, exact, pentru cei care ar dori să bombardeze. Așa o mai poți, se mai poate devia ceva. Bun. Tu ai o soră geamă. Am trei surori, trei surori și o soră mai mare cu 10 minute, suntem gemeni. Cu 10 minute. Și are 5 copii. Wow. Cel mai mic are 8 luni. A făcut și pentru luni tine. Da, cel mai mic are 8 luni. Wow, să trăiască. Poate. Și cumnatul meu a reușit în, bine, el a plecat la muncă în Germania. Cumnatul meu a luptat în prima parte a războiului, din 2014 până în 2016, a fost pe front. Și când a venit de acolo, să știți că pensia lor sau ajutorul de veteran sau ce le dau ei este foarte mic, nu poți să trăiești cu banii ei. Și el a decis să plece în Germania cu un an înainte de a începe războiul. Și nu mai vine înapoi, că n-are cum să mai vină înapoi. Apropo de asta, aș mai vrea să stau două minute cu Ilie, pentru că Ilie are o poveste simpatică, pentru că pe Ilie nu trebuia să-l cheme Ilie. Da. Asta mi se pare tare și după aia luăm publicitate și mulțumim. Este o poveste chiar faină. Eu cu sora mea geamnă suntem născuți prematuri, de 7 luni și gemeni. Eu am avut, domnul Cristi, un kil la naștere și unde ce zdrahon sunt. Ai văzut? Și sora mea... Ai recuperat. Un kil 800. Da. Și de frica a părinții că o să murim în maternitate, că o să mor eu, că sora mea n-avea probleme, da, au dus un preot și ne-a botezat Cristian și Cristina. Deci tu trebuia să fii Cristian. Da, iar nașul... Ești Cristian sau nu ești? Și Cristian. Și Cristian. Dar nașul, când ne-a scos din maternitate puțin mai vii, a terminat botezul, mirungirea care trebuia să se facă. Și atunci nașul meu, actualul protopop de Storojeneț, când m-a băgat în cristelniță, mama i-a scris Cristian și Cristina. A zis, nu, se botează robul Dumnezeu, Ilie și Cristina. Și așa mi-a schimbat numele, băgându-mă în cristelniță. Excepțional. Și pentru treaba asta, o surpriză din partea emisiunii. Doamnelor și domnilor, a luat și pentru Ilie și pentru Cristian să fie, da. Asta e cât mine, baban, așa. Păi da, doamnelor și domnilor, ne-am gândit. Adică, cum să spunem, uitați-ne la om, știi? Dacă e mai mic, îi luăm o șampanie mai mic, așa. Da? Sunt bine crescut, adică... Da, da, da. Puțin mai umflățel, dar asta e bine. E adevărat. Nu știi că asta, apropo de mic, știi că cu asta și cu asta luăm publicitate, nu știi că era un banc de ăsta macabru, știi? Cioc-cioc la ușă, deschide un tip și la un moment dat vede moartea, știi? Mică, dar mică, așa, cu coasă, exact cum să spun. Ai venit să mă iei? La care zice, nu, nu, am venit pentru hamster, stai liniștit. Dar ce că tot așa, ce că vine fata la mamă și spune, mami, mami, eu acum sunt mică, dacă nu o să cresc mare și o să fiu cu minte, o să am și un bărbat, da, sigur. Mami, și dacă nu o să fiu cu minte, o să ai mai mulți. Viață grea! Bun. La mulți ani, Ilie! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc. După pauză avem alte surprize și alți artiști grozavi aici. Ce faci? Ați dat de meniu, avem baloane. Da, doamnelor și domnilor, era masa plină de baloane. Între timp, Mr. Bean ar fi cu siguranță invidios pe noi, pentru că trebuie să-l întâmpinăm cu la mulți ani pe prietenul și colegul nostru, șef Iulian Olaru. La mulți ani! Ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Bună ziua. Ziua ta, să fii iubit, să trăiască copiii, să fii am fericit. Am adus ceva dulce făcute de tine, să fii care morală, să fii cofetar, să-ți faci singur tort.
Făceți-ai singur tortul de ziua ta să ți-l faci. Da. Ați făcut de tine? Da, făcut de mine. Doamnelor și domnilor. Smeura am cules-o azi dimineața din grădină. Nu, din a mea, am sărit gardul la vecin, că la mine a bătut gheața și nu s-a făcut. Am înțeles. Și căpșunele tot la fel. E și cu căpșună. Da, cu deci, vezi, erau niște baloane acolo, dar acum nu mai... Dar ce-a pățit Morris? S-a corentat. S-a corentat, îi place cu baloane. Da, doamnelor și domnilor, să mergeți, înțelegeți acolo. La locul meu. Da? Sunt de plastic, să treci la mulți ani? Nu, de... Păi stați un pic să gustăm. Ia-ți mă mâna, mă. Ia-ți mă mâna. Să gustăm și noi. Ia mă și gustă. Ia mă, să dai copilul să mănânce. Ia să mănâncă și cura lui. Ia. Nemâncatule. Doamnelor și domnilor, domnul Iulian. Vă mulțumesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Atenți. Domnul Iulian avea o dorință de ziua lui și cum cei care vin la această emisiune întotdeauna pleacă fericiți, ia să vedem domnul Iulian ce plăcere a avut de ziua lui și noi i-am făcut-o. E foarte, foarte tare! Priviți! Este aici, e primul tău salt, așa? Da, primul. Cum te simți înainte de primul salt? Mici emoții, așa, micuț. Am înțeles. O să fie după cu tremurat, mă, bă, deja, dar nu contează. Știi la ce înălțime mergem? Nu. Și vrei să afli acum sau vrei să afli în avion? Cea mai înaltă. Nu mai contează. Nu mai contează. La ce înălțime mergem? Hamul pe mine. Văd că ai combinezonul pe tine, văd că ai hamul pe tine, ești deja echipat. Și tricoul cu Ready to Jump. Yeah. Yeah, that's it. Cool. Ești pregătit? Da. Sigur? Da. Super. Ne vedem în aer, ne distrăm împreună da. Și nu uiți să zâmbești la cameră, bine? Distracție plăcută. Ne vedem la 4000 de metri. Mamă! I'm looking for a sign. So I can see it all the time. Today, no longer on the run. I got a better sound. It's time to shine. The world is mine. I feel it's done. Like a giant wave, let it fill you crazy. Make you jump up and down all day. Like a ray of light, like a butterfly. Like a cum ți-a fost altul? Mamă. Dă-mi o mână. Șmecherii. Caz de acolo, am uitat de toate. Toate problemele s-au dus. Felicitări, mersi. Te felicit. Da, foarte frumos, mamă, doamnelor și domnilor. Deci a fost senzație. Vreau așa. Să vă mulțumesc, eu am avut o dorință. Mă arunc cu parașita cu singură condiție. Să fie instructor femeie, și nu bărbat. Și a fost, da? A fost una din așa, cea mai bună de acolo, așa? 3862 de sărituri cu parașuta. Așa. Înțelegi? Senzațional. Am văzut ceva operații pe mână, cicatrici de căzături. Aia sunt estetice. Numai alea de la mâinile cetățenilor ca Ioan care fac. Da. I-au început
cu detalii. Știi că am 92 de kg, știi că n-am sărit niciodată. Ai început să spui cantități și mărim, da. Și că nu, că parașuta noastră ține 260 de kg, păi stai așa, că nu suntem. Ui. Că tu ai și tu vă 60 de kg, 62 de kg avea domnișoara. Cu tot cu cască. Așa. Dar și? Cel mai tare... ochelarii mi-a plăcut, ăsta, cum îi spune băiatul care ne-a filmat, îmi spune, vezi că la un moment dat o să vin să dăm noroc, să ne strângem. Băi, tu ești nebun? Cum să fac eu treaba asta în aer, la 200 la oră? Te-a nebunit Dumnezeu? Te eu mai merg cu motorul și mai simt la 200 la oră. Da, da, da. Îi mai ajunge în limba pe umăr, așa, știi? Erau, sunt trei faze. Una, scoți picioarele afară, le bagi sub scară. Televiziunea este un zlap, oameni. Le bagi sub scară, le ții acolo foarte bine, te încovoiești foarte mult, bărbia sus. Bă, mi-a plăcut aia. Bă, băiatule, când am scos picioarele afară, mi s-a oprit respirația, m-am adus aminte de prima, de țâța mamei când m-am apucat de ea. Săraca mama. Iuliană, de aici, 5-6 secunde, s-a terminat. Bă, deci, domne, suntem curajos să moară, mă, să suntem bărbați. Și la un moment dat, îl pune acolo la avion și îl vezi. Stați așa! Vă rog frumos! Aterizați! Hai că ai fost bine. Și căderea, la un moment dat, când încerci să te rotești așa, uiți de tot. Deci nu mai știi ce cu tine și la un moment dat îl vezi pe ăla și că zâmbește. Cum dracu să zâmbesc? Și ce mișto... cu, are o chestie în gură, un furtunaș cu care îți face poze, zâmbește, dă de mâine. Păi am dat noroc cu omul în aer, ne-a ținut mână, senzație. Și tu făceai cu gura poze? Nu, eu ăla, mă, că eu nu făceam poze. Eu am făcut niște poze. Doamnelor și domnilor, hai, la mulți ani, să fiți sănătos. Ce melodie, ce melodie. Îi salutăm. Să-i punem o melodie, că e ziua lui. Să punem o melodie de ziua lui. Ce vrea sufletul tău? Da, da, vedem ce ne gătește. Îi salutăm și pe cei de la TNT Brothers care ne-au ajutat. Până când ajunge la melodia lui, doamnelor și domnilor, de începând de astăzi avem un super concurs. Puteți câștiga o experiență de top la festivalul We Love Music din Râmnicu Vâlcea, unde o să cânte mari gloria anilor 80-90. O să vedeți, o să vă spunem. 18-21 august, 18, intră pe pagina noastră de Facebook exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Dă like paginii de Facebook a festivalului, deci intri la noi, dai like paginii de Facebook a festivalului, scrie într-un comentariu la postarea de concurs cu cine dorești să mergi la festival, cu tag către prietenul menționat, poți câștiga abonamente VIP, da? Abonamente VIP de 4 zile la We Love Music Festival și pachete constând în abonamente VIP și cazare cu mic dejun inclus pentru toate cele 4 zile la Hotel Palace Băile Govora. Găsești mai multe amănunte, evident, pe Facebook exclusiv VIP și pe www.primatv.ro. Pe 29 iulie se vor anunța câștigătorii în cadrul emisiunii noastre, în chiar ultima ediție a acestui sezon. Prin urmare, dacă vreți să mergeți la festival și trebuie să vă spun și cine, hai să vedem și cine vine la festival. Te gândim la ce melodie îi pui lunea? Păi acum, lunea Tătico aici. Eu știu ce îi place, dar nu se poate acum. Eu să că... Nu se aia poate, mă. Nu se poate, mă, că e emisiune de după amiază, suntem o emisiune respectabilă, ultima, da? Un fel de reggaeton așa, nu știu cum e. Aia ultima reggaeton. Ce gata, hai că găsesc acum asta. Noi nu suntem emisiune de manele, mă, mai încet. O să fie Ronan Keating, o să fie ATB, o să fie Jay Sean, Sean, o să fie Ricky Poveri, o să fie Blue și mulți alții. Frumos. Deci, bravo. Băi, și Blu și ceilalți, foarte mișto. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, zim ce gătești astăzi. Ce-i cu dovleceala aia acolo? Am luat acești dovlecei senzaționali. Nu se găsesc mereu. Sunt dovlecei galbeni. Au un gust deosebit față de ceilalți. Durează, țin chiar mai mult. Chiar mai mult ca asta. Voi face niște coșulețe din dovlecel cu brânză de capră și încă două feluri de mâini. Coșuleț de dovlecel cu trei tipuri de brânză. O rețetă foarte simplă, foarte bună acum de vară, cu o sălățică de roșii. Am stat pe aceeași culoare, bineînțeles. Ulei de măsline, sare, piper. Foarte, foarte simplă. Vom tăia filanje foarte subțire dovlecelul. Îl amestecăm cu două ouă. Brânza de capră o punem în interiorul compoziției, că așa leagă foarte bine. Puțin la tigaie, doar să le dăm față. Îi finalizăm pe cuptor, după care venim cu un mix de gorgonzola și brie. Le vom pune deasupra, o rețetă senzațională și foarte, foarte gustoasă. Foarte bine. Doamnelor, domnilor, vreau să știu dacă suntem acum în legătură cu Grecia. Suntem în legătură cu Grecia, doamnelor și domnilor. Între turiștii care au ajuns cu bine în Grecia se află și Alexandra Velniciuc, care nu zâmbește așa cu toată dantura din dotare decât atunci când este în vacanță. Uitați-vă, ea zâmbește, dar așa nu zâmbește decât... Stai că nu aud. Dați-i și mie, fata, să o auzi. Unde ești? Da, eu vorbim. Da, 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 vă rog să dăm puțin mai tare în regie. Ce faci acolo la, în Grecia? Și vreau să te întreb dacă ți-ai păstrat tradiția și mergi în același loc, în aceeași cameră, împreună cu, evident, Sherman.
bani și faceți aceleași lucruri, că asta e o poveste tare. Bineînțeles, făceam calculul că de 22 de ani facem chestia asta. Foarte tare. Da, în același loc, la aceeași mare, pe care, mă rog, acum vă arăt, e o mare turistică, așa că am venit ca să am semnal. De obicei ne ducem pe plaje destul de sălbatice, dar uite, pot să vă arăt cât de frumos e aici. Eu nu știu ce vedeți voi, că eu nu văd nimic, dar e important bine. E să vedeți marea asta, care e ca un lac, așa, unde, da, venim de foarte multă vreme și culmea e că ne-am adus și mulți prieteni care nu vin neapărat cu noi aici, dar care vin pentru noi, pentru că le place energia acestui loc. E foarte frumos. Bun, explică-mi și mie, de ce în același loc, de ce în aceeași cameră, de ce de 22 de ani? De ce să schimbi dacă ți-e bine în felul ăsta? Eu nu înțeleg. Puteai să mă întreb de ce tot cu șerban. De aia. Nu, asta n-am, nu fii atent. Cu șerban n-aveam niciun fel de îndoială. Locul te-am întrebat dacă e același. Știi de ce? Pentru că aici ne-am simțit noi foarte bine de prima dată și pentru că locul ăsta are o energie aparte, ca dovadă că au venit mulți în urma noastră și s-au îndrăgostit la rândul lor de aceste locuri și au rămas, revin în fiecare an. De ce aici? Pentru că e destul de aproape de casă, nu sunt decât 9 ore de condus, pentru că accesul e foarte facil și pentru că din punctul ăsta unde noi ne stabilim cartierul general, putem după aceea să migrăm în toate zonele frumoase de din împrejurim. De asta venim aici. S-a întâmplat vreodată să n-aibă camera aceea pe că a voastră într-un an? O stată, dar nu știi ce scandal am făcut. Și s-a mai întâmplat ceva. Venind de 22 de ani, normal că ei nu ne-au turiști doar pe noi. Noi venim o lună jumătate, dar mai vin și alții în camera noastră. Și săracii au încercat să facă tot felul de îmbunătățiri. De exemplu, au schimbat geamurile vechi ale casei cu celebrele termopane. E, nu știi ce tare ne-am supărat pe ei, că nu ne-au cerut părerea înainte, dacă suntem sau nu de acord cu chestia. Asta e prea tare. Păi se face ceva. Prea tare. Prea tare. Bun, deci am înțeles, aceeași cameră, același loc și o să stați chiar o lună? O lună și jumătate. Ieși afară, Doamne. Ce, Doamne, și ce... Ca să mai îndulcesc puțin această informație, am să spun că eu totuși voi face naveta și mă voi întoarce în țară pentru că am câteva festivaluri de prezentat, așa că îl abandonez aici pe Șerban, care se sacrifică să rămână la mare, și eu vin în țară, mă duc la Sibiu unde am un festival acum la sfârșit de iulie și după aceea revin în Grecia. Ce se face o lună și jumătate în Grecia? E, ce să se facă? E luptă grea aici, sunt trânte cu apa, se mănâncă prost, ne chinuim, venim cu mâncarea la pachet pe care trebuie să o ținem o lună jumate să reziste. E greu aici. Asta mă gândeam. Și mișcare, să știi, multă mișcare și eu și Șerban profităm de locurile astea și suntem unii din puținii turiști care ne ducem și pe dealuri, pe acolo pe unde ei spasc caprele și se mai întâlnesc cu noi, cu doi nebuni din când în când. Poți să faci de toate aici la mare, cu o condiție, să știi să le apreciezi litoralul și să nu-ți dorești să ai camere de lux cu piscine și cu așa, cu infinity și așa mai departe, când ai marea asta minunată pe care mă tot chinui să vă arăt și că au făcut, a fost goală până acum, acum arăt oameni, dar era așa un lac frumos aici. Da. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Deci înțelegeți că Alexandra este unde trebuie. A ales să conducă pentru ca niciun avion pe lumea asta să nu-i facă vreo surpriză, pentru că se poate întâmpla. Și în rest... Surprize la țară, Cristi, când nu am putut să mă îmbarc pentru Baia Mare, ducându-mă la un festival să-l prezint și mi s-a spus, ne pare rău, pentru dumneavoastră nu mai e loc. Și am crezut că e o glumă. E, cu toate astea era adevărat, era overbooking și a trebuit să aștept următoarea cursă. Ce să zic, doamnelor și domnilor, eu zic să o lăsăm pe Alexandra să se bucure de mare. Mi-ai făcut destul sânge rău. Parcă-mi vine să iau puțină publicitate, să-mi revin, pe cuvântul meu, n-am văzut așa ceva. Deci, sunteți grozavi, noi vă pupăm, vă iubim, știți asta foarte bine. Și noi
Mulțumim! Aveți grijă de voi, să vă bucurați, să fie bine, vacanță frumoasă și asta dorim tuturor. Petrecere frumoasă! Diseară, când beți un pahar de vinișor, gândiți-vă și... Diseară, când beți un pahar de vinișor, gândiți-vă și la niște bieți amărâți de la București care mai au până atunci. Promit, așa voi face. Neapărat. Mulțumim foarte mult, Alexandra din Grecia. Pupăm, ne întoarcem după publicitate. Da, doamnelor și domnilor, colegul Mori spune o muzică foarte frumoasă, domnul Iulian gătește, o să aflăm mai târziu ce și cum pregătește, pentru că avem o întâlnire cu totul și cu totul specială, o artistă de seamă a scenei românești, care din anul anumit moment s-a transformat într-un dramaturg de mare succes, se află alături de noi, doamna Olga Delia Mateescu, sărumâna, bine ați venit! E o întâlnire de colecție rară, ne bucurăm și vrem să ne bucurăm de prezența dumneavoastră, așa că la prima venire, primul venit cu flori este servit. Ah, ce frumos! Un drag! Mare plăcere îmi face. Sărumână. Mulțumesc. Aș putea să servești și eu cu o prăjiturică făcută de mine? Este ziua Domnului. Doamna, crezi că mănâncă direct prăjituri? Sunt foarte bune, doamnă. La final, la final, da? Mă bucur să vă văd, mă bucur să revăd filmele cu dumneavoastră. În trustul nostru există Cine Maraton, un canal care dă filme, o groază de filme românești, da, da. Acolo unde pot oamenii revedea filmele spectaculoase ale acelor vremuri. Și aș vrea să vă întreb în primul rând, apropo de acele vremuri și de faptul că, iată, oamenii se întorc într-o seară. Postul Cine Maraton a fost în top 10 în România. N-am știut, da. 50 de posturi, 60 câte sunt la nivel național, iar oamenii se întorc către aceste filme. Cum vi se pare? Care ele, sigur, unele sunt contestate, domne, că era cu esență propagandistică. Au dreptate, dreptate, erau și așa, numai că actorii de fiecare dată erau foarte buni. Și cred că e vorba de iubirea față de acești actori care au jucat zeci și zeci de ani, nu numai pe scene, ci și în filme. Da, foarte frumos. Știu că dumneavoastră ați mers un an către filologie, după care teatru și filmul v-au răpit și bine au făcut, după care această pasiune, apropo de scris, a venit și v-a cotropit, ca să zic așa, pentru că de la un anumit moment se pare că scrisul vă ia mai mult decât jucatul. Este adevărat. În ultimul timp asta am făcut. Am mai scris două cărți de teatru, am mai scris între timp și niște novele și o carte de basme de care sunt foarte mândră și puteți să o căutați pe net, se numește Basme cu oglinda. E o liniuță glinda, nu? Da, o asterisc glinda. Așa? Așa. Sunt basme pentru copii de la 8 la 80 de ani. Sunt basme pentru copii care stau pe net, care stau pe TikTok și așa mai departe. Deci... Cum vă conectați la acest gen de... la această generație care este foarte diferită de a mea, foarte diferită de a dumneavoastră, adică să privesc altfel lucrurile. Cum putem să ne conectăm la poveștile lor? Adică să ne și citească, cum ar fi? Cât pot. Mi-aduc aminte că aveam copiii mici și ei ascultau Metallica. Bine. Așa, și ca urmare am început și eu să ascult și să-mi placă rock-ul și dark rock-ul și așa mai departe. După aceea, eu ascultând, au ascultat și ei ce-mi plăcea mie, deci am făcut un schimb. Deci ăsta e secretul, să facem schimb. Sunteți bunică? Da. Ascultați ce ascultă nepoții? Da. Ce ascultă nepoții? Știu și pe Dorian Popa, știu pe toți ăștia. Excepțional! Bravo! Da, parteneriatul se păstrează și ei ascultă ce ascultați dumneavoastră? Ascultă, da, își dau cu părerea, sunt foarte politicoși.
Da, asta îți place ție, asta ne place nouă. Păi, asta și vreau. Și cum vi se pare, adică, cum vedeți muzica lor? Sigur, cu eleganță, adică dacă unii ascultau Metallica, cum mergem către Dorian? Ei cresc. Ei cresc și încetul cu încetul, în momentul în care au o paletă întreagă la dispoziție, vor putea să aleagă dacă au criterii. E adevărat. Cu cât vezi mai mult, cu atât peisajul este mai larg. Spuneați undeva că ați vrea să fiți o bunică mai mult decât sunteți? Adică ați vrea să fiți mai implicată decât sunteți? Adică aș vrea să fiu Moș Crăciun. Păi... Dar tot timpul mi-ar plăcea. Da. Adică de ce n-ar fi Moș Crăciun femeie până la urmă? Trăim într-o perioadă în care se pot întâmpla diverse lucruri. De ce? Că nu, adică atâtea lucruri se întâmplă. De ce n-ar fi Moș Crăciun femeie? Și cred că ar fi și mai darnic Moș Crăciun dacă ar fi femeie. Față de dacă Moș Crăciun femeie ar vedea și ar vedea nepoții, se dă tot sacul, nu-ți face probleme. Adio. Da. Ați fost vreodată Moș Crăciun? Știu o bună prietenă, o doamnă Carmen Pavel, care are agenție de turism, care juca an de an rolul lui Moș Crăciun. Dar o colegă de-a mea, Tamara Crețulescu, la un moment dat, neavând eu pe cine să invit în acest rol, s-a autoinvitat și a fost absolut nemaipomenită. Nu mai catușit atât de mult, încât copiii mei s-au speriat și au zis: moșule, neapărat să bei un ceai, să iei o... Bine că nu era în perioada COVID, că fugeau copiii. Da. A fost grea perioada aceasta cu COVID-ul pentru dumneavoastră? A fost grea pentru că am pierdut niște spectacole. Tocmai la Teatrul Dramaturgilor se juca Doamna Godot cu destul succes, cu cronici foarte bune, o piesă scrisă de mine și jucată de Ioana Pavelescu și Alexandra Stroie, absolut minunat. Iar Felix Crainicu, regizorul, a avut niște idei care au completat textul. Și după aceea s-a mai jucat o dată într-un an, o dată într-un an. Deci a murit spectacolul respectiv. De mine. La fel am mai avut eu un alt spectacol care nu s-a mai putut juca. Și deci am pierdut două sau trei spectacole. Nici în timpul ăsta am scris. Vreau să vă întreb lucrul următor, pentru că asta mă gândeam. Pentru dumneavoastră, și mai sunt și alte colege de ale dumneavoastră de scenă, a existat o reinventare. Scrisul este o reinventare, pentru că doamnele Teatrului Românesc merg la un moment dat, sigur, dacă în carieră, dacă spectacole pot să fie mai multe sau mai puține, ori scrisul v-a întinerit într-un fel, ați mers către altă zonă, nu? Eu am fost și profesoară la un ATC și jucam la Național, eram în compania studenților, eram în compania colegilor mei, n-am simțit lucrul ăsta, întotdeauna am avut conexiuni cu foarte multe straturi de vârstă, ca să spun așa. Deci, din acest motiv avem de a face cu o bunică, chiar dacă nu e cât își dorește, dar modernă, în sensul în care întotdeauna a fost conectată la generația, dar pe de altă parte, generația tânără. Știu că dumneavoastră ați... Cum îi învățați pe studenți, având în vedere că dumneavoastră, în momentul în care ați ieșit de la examen, vă venea să vă aruncați în apă pentru că credeați că n-ați reușit să vă luați zilele. Și mi s-a părut foarte interesant, pentru că teatrul e o meserie de anduranță. Și da, totuși, în prima clipă, dumneavoastră a zis: îmi iau zilele, nu mi-a ieșit. Da, e normal, fiecare reacționează conform temperamentului. Eu sunt destul de temperamentală chiar și la vârsta asta și sper să mă țină lucrul ăsta. E un anume gen de energie. Îmi doream atât de mult să intru la teatru, încât neintrând și nearuncându-mă în Dâmbovița atunci la primul impuls, m-am aruncat în Teatrul Studențesc Podu, pe care l-am admirat și l-admir în continuare și care după mine înseamnă, cum să spun, un focar de educație și civilizație pentru mișcarea teatrală. Foarte frumos. Ați fost și cu siguranță că a fost important pentru construirea personalității dumneavoastră și sunteți în continuare o femeie frumoasă. Uneori sunt.
Dar alteori nu sunteți? Nu. Adică cum? Știu precis. Dar mă uit în oglindă. Dar când nu sunteți? Când mă uit eu în oglindă, da. Dar cum e posibil? Pentru că în principiu Dumnezeu să știți că tot atâta, dar și într-o zi și în alta. Să vă spun ceva. Un om frumos cu adevărat nu cred că face din asta o marfă. Of, asta e o temă grea în ziua de azi. Eu nu sunt de acord cu ea. Că în ziua de astăzi e mai multă marfă decât... E foarte greu să păstrezi frumusețea și într-adevăr există fete foarte frumoase care se folosesc de frumusețea lor, impun un standard. Citeam o carte al dumneavoastră, Willis, de pe vremuri eram elevă și acolo era vorba despre societatea americană în care anilor 60, în care toate femeile semănau cu Marilyn Monroe. Da. Și aici este un standard, deja nu numai la noi în țară, vorbesc în Europa. Chiar și în America există un standard. În America, nu știu. Noi împrumutăm în zona noastră dinspre America foarte mult, mai pestriți, ca să zic așa. Eu zic că personalitatea e importantă. Ați văzut oameni cu trăsături, femei, care nu sunt neapărat frumoase, dar pentru că sunt deștepte sau sunt talentate. Sunt fermecătoare. Sunt fermecătoare și îți plac și sunt scriitoare, poetese mari, foarte în vârstă. Așa care e. Au un farmec extraordinar. Așa putem să o amintim pe Barbara Streisand, care nu era o femeie frumoasă, dar care a fost iubită și râvnită și a avut o viață fabuloasă, totul din felul ei spumos de o mare scriitoare, o mare poetesă noastră, Nora Yuga, care are un farmec absolut deosebit. Deci frumusețea e din interior spre... Luați această declarație, cele care ne urmăriți sau cei care aveți copii și urmăriți ca un lucru care trebuie să rămână important indiferent în ce secol trăim. Aveți vreo formă de nostalgie față de anii care au trecut? Întotdeauna ai un anume gen de nostalgie, apropo de faptul că puteai să alergi după troleibus și să-l prinzi, ceea ce nu mai pot să fac acum. Și m-am și enervat. Când? Așa. Și sunt lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte... Da, vreau să vă deranjez. Credeți că troleibuzul ăla ducea unde trebuie? Credem că dacă prindem un troleibuz ne duce unde trebuie. Uneori nu știi dacă alergi după ceva și chiar duce unde trebuie. Nu cred că am alergat în viața mea după un troleibuz care nu ducea unde trebuie. Am înțeles. Știți că uneori când suntem tineri mai vedem cât un troleibuz, dar ni se pare că nu. Întoarce eu, unde trebuie. Eu zic că am alergat după ce troleibuz trebuia. Și l-am prins. Da. Problema e că după ce nu poți să prinzi troleibuzul la o anumită vârstă, în schimb ai alte câștiguri, un anume gen de a înțelege lumea, de a vedea minciuna și ipocrizia mai repede decât alții. Sunt niște lucruri care... Da, de la un anumit moment încolo, există oameni care, văzând această multă ipocrizie, se acresc, nu mai au chef. Închid ușa, nu mai vor. Dumneavoastră, cum... Că nu, uite, faptul că suntem aici e un lucru foarte frumos, pentru că cu alți actori n-aș putea să fac lucrul ăsta, pentru că zice, nu-mi trebuie, băi, lăsați-mă cu televiziunile voastre, mă, de atâta mizerie, aia. Dar pe de altă parte, dacă nu te duci, apar alții, că de-aia s-ar putea să nu-ți placă. Adică nici nu intri ca să fii în joc și să poți să influențezi ceva. Să știți părerea că mi-aș fi mers la orice televizor. Mulțumesc foarte mult. Să rămână. Dar, asta zic, nu vă acriți. Dar e treaba lor, dacă așa simt ei și așa este genul. Eu nu văd de ce trebuie judecați. Au genul lor de viață și asta e sigur că e neplăcut pentru mine, de exemplu, că știu că am un prieten care e ursuz, mohorât și nu prea pot să vorbesc cu el.
dar dacă insist, vă spun eu că deschid portițe. Doamna Matescu, femeile întotdeauna au niște arme pe care noi bărbații nu o să le avem niciodată. Mă refer strict la persuasiune. Vă spun de acasă, de la soția mea, adică întotdeauna am admirat faptul că soția mea scoate de la oameni mai repede decât ce aș putea scoate eu în ciuda experienței mele și care bărbat se uită acum și zice că nu e adevărat să se uite bine sau nu știe exact pe ce lume se află. Nu e așa? Sau n-a întâlnit femeia potrivită, Da. Băltește, ca să zic așa. Da. Foarte frumos. Ce plăceri vinovate aveți? Adică lucruri pe care le faceți. Dacă mi-ați povestit de alergatul după troleibus, sunt convins că puteți să-mi spuneți lucruri frumoase despre dumneavoastră, așa. Nu știu dacă sunt vinovate toate plăcerile pe care le ai. În primul rând că fumez în draci. De 50 și ceva de ani, dar acum știu că nu e bine. Dar îmi place. Beau cafea. Așa? Așa, îmi place să călătoresc. Îmi place să scriu. În primul rând să scriu și să joc. Astea sunt plăcerile vinovate cele mai mari. Am pisici, am cățel. Mi-ar plăcea să am un munte al meu. Un munte al dumneavoastră. Da. Frumos. Mi-ar plăcea. Din păcate nu m-am scris, că în rest... Înscris, chiar am scris o piesă în care personajul principal își cumpără un munte ca să scap eu de gândul ăsta, să-i fac cadou cuiva acel munte. Da. În jur... Ce, în afară de treaba asta cu frumusețea pe care ați punctat-o foarte bine, după cum vedeți, doamna Matescu, o frumusețe naturală și o femeie care odată cu trecerea anilor și-a continuat frumusețea într-un mod foarte distins, nobil, adică o apariție, ca să zic așa. Ce nu vă place din ce vedeți? Nu-mi place când un om încearcă să pară altcineva decât ceea ce este. Asta se simte. Faptul că se trădează pe sine și pe cei pe care iubește, asta se simte și e păcat pentru că îi strică frumusețea interioară. Unde vă putem vedea în perioada asta? Spectacole sau unde? O să mă vedeți în niște spectacole, dar nu vă spun despre ce e vorba, pentru că acum distribuția s-ar putea schimba, anumiți pioni au alte gânduri, vin alții, deci încă nu pot să vă spun multe, dar există niște proiecte pentru toamnă. Am mai vorbit, de-a lungul anului, așa mi-a dat mie Dumnezeu, am avut interviuri la TV cu Gheorghe Dinică, cu Ștefan Iordache, la radio cu Radu Beligan, cu Titiru Căreanu, multe dintre ele le-am adunat. Ceva s-a întâmplat în anii aceia, care acum nu știu dacă se întâmplă la fel, pentru că, revin la partea cu filmele de care am vorbit la început, a fost așa o adunare, o energie, o chestie care nu știu dacă e astrală, era o treabă. De atunci s-a întâmplat și nu erau vremurile chiar cele mai frumoase de pe lume și rolurile puteau să fie mai frumoase și conjuncturile mai frumoase și acum nu. Să știți că se întâmplă și acum în anumite, spectacole, colectivul are un anume gen de energie care e comună și oamenii rămân prieteni, însă nu în fiecare spectacol. Mai e o problemă. Teatrul s-a schimbat foarte mult. Dacă joci un spectacol odată la 5 luni, odată pe an, dintr-o dată e cu totul altceva. Adică noi jucam seara de seară. Da. Eram împreună ani de zile, poate mai mult decât cu familia pe vremea aceea. Aveam grijă de familie, avea fiecare familia lui. Problema era că vorbeam aceeași limbă, ne simțeam împreună și simțeam că teatru are un anume rol. Acest rol s-a disipat.
Am simțit lucrul ăsta pe măsură ce a trecut timpul. Își va reveni, dar fiecare timp are teatru pe care îl merită. Știți de ce? Pentru că într-o bună zi, un om din meseria pe care o am în plină pandemie a zis că putem să trăim și fără teatru și fără artă. Nu vă spun de cine e vorba, foarte cunoscut. Așa că dacă se poate trăi și fără teatru, cum să nu se disipeze? Cred că a fost vorba de un gest de... A vorbit gura fără el, doamnă. Cum a vorbit și băiatul ăsta care, despre care se comentează în aceste zile, domnul? Deci când vorbește gura fără tine, așa se întâmplă. O ultimă întrebare. La ce visați? Că eu văd că aveți vise multe, multe. Multe, doamne, dar la ce nu visez? Visez la foarte multe lucruri. Visez la meleaguri nemaipomenite. Visez să-mi văd nepoții mari și alegându-și un anume drum pentru că se vor schimba față de ce mărturisesc ei în acest moment. Vreau să-i, cum să spun, să-mi văd și copiii mulțumiți în continuare și având rezultate în ceea ce își doresc ei, bineînțeles. Vreau să termin cartea de schițele de care m-am apucat acum. Sunt într-o pană de inspirație. Vine! Bine, vine, dar ne mai lasă, mi se da. Ce spuneți, ne mai lasă, dar da, vine. Da, și e groaznic, e groaznic că simți că trebuie să o faci. Da, e fundătură și nu, da. Așa mi-a zis o dată Mircea Albulescu, poți să alegi după idei, dar ideea vine aia la tine, adică ia, te caută și te găsești. Da, o să se întâmple, am văzut, am mai trecut prin așa ceva. Cu toții. Așa că sunt... jumătate optimistă. E bine. Mâncăm o prăjiturică și să vedeți cum vine ideea instant după aia. Deci, colegul nostru, deci, doamnelor și domnilor, îi mulțumim Olgăi Delia Mateescu pentru această apariție care ne face să mergem către esențe. Prin urmare, prăjiturica se mănâncă în timp ce noi... Ați fost la mare anul ăsta? Da, am fost puțin așa și am venit înapoi și o să mai plec. Colega noastră, Oana Pascaru, se află la Delfinariu din Constanța, doamnelor și domnilor. Un spectacol cu totul și cu totul special. Bună, Oana! Să rămână, vă mulțumim foarte mult! Bună, cu Oana! Cu mare plăcere! Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor, doamnelor și domnilor, iată că astăzi am ajuns la Delfinariu din Constanța, uitați ce demonstrație frumoasă este în spatele meu, urmează să înceapă un show de excepție cu 4 delfini refugiați aduși din Ucraina și 2 din China, însă alături de mine o am pe una dintre dresoarele acestor delfini, știu că ai foarte puțin timp, spune-mi un pic, cum este să dresezi delfini? Pentru început trebuie să creăm o conexiune între noi și ei, de aceea este bine ca înainte de a începe orice fel de dresură să ne cunoaștem mai bine, petrecem timp împreună și animalele trebuie să înțeleagă faptul că din partea noastră vin doar lucruri bune. Astfel petrecem foarte mult timp împreună și învățăm lucruri senzaționale, zic eu. O să rămâneți impresionați de ceea ce veți vedea astăzi, sperăm să vă placă și să mai reveniți pe la noi. Cum este comunicarea cu delfinii? Comunicarea se realizează, cum a spus și dumneavoastră, prin dresură. Astfel reușim să comunicăm și ne înțelegem de minune. Eu vă las în continuare cu șefa secției, pentru că noi trebuie să ne pregătim, începe demonstrația. Super, mulțumim mult, doamna Angelica, doamnelor și domnilor, alături de noi o avem pe doamna Angelica, șefa secției de la Delfinariu din Constanța. Aveți 4 delfini din Ucraina. Nu sunt ai noștri, deci nu putem spune că îi avem, ci îi găzduim, deoarece în zona lor este, din păcate, un conflict armat și nu ne dorim să pierdem mamifere marine, care sunt foarte valoroase pentru toată lumea. Am încercat să-i aducem alături de delfinii noștri, astfel încât să avem posibilitatea să le oferim lui Cencen și Nini o viață socială, așa cum trebuie unui delfin, adică un cât mai mare. Cum se comportă ei?
În general, bine. Știți cum este? Delfinii străini unul de celălalt, trebuie să se învețe unul cu celălalt, să stabilească ierarhia, pentru că în orice câr de delfini există o ierarhie, dar noi am constatat de la început că n-au fost probleme. Delfinii nou adus sunt mai tineri decât Cencen și Nini și atunci, conform regulilor, le respectă pe cele mai în vârstă, ca să spunem așa. Dar noi ne bucurăm de această găzduire pentru că veți vedea ambele echipe s-au sudat foarte bine, și antrenorii și delfinii, și sperăm că publicul se bucură de o demonstrație în care se întâlnesc două stiluri de antrenament a delfinilor, ale noastre și cele din zona non-europeană, adică nu non-UE, ca să fim mai preciși, dacă sunt tot în Europa. Foarte frumos, puteți să ne explicați mai exact ce se întâmplă? Deschiderea o fac delfinii din Ucraina cu salturile libere, după care veți vedea urmează delfinii noștri, la fel cu salturi libere, care dacă cei care privesc sunt atenți, sunt uneori mult mai înalte decât acelorlalți, dar asta nu înseamnă că Cencen și Nini fac același lucru tot timpul. Veți vedea că există salturi mult mai înalte decât ale lui Cencen și Nini atunci când încercăm să demonstrăm publicului precizia cu care delfinii pot atinge punctele deasupra apei, pentru că ochii delfinilor sunt foarte speciali. Wow! Ce se întâmplă în aceste momente? Se face un salt rotit. Un salt rotit care uneori delfinii îl fac atunci când își caută pereche în marea deschisă. În momentul de față sunt hrăniți înainte de a face o figură, dacă putem să spunem așa, sau ce se întâmplă? Nu. Antrenamentul se face în baza administrării de hrană. Dar trebuie să ținem cont de faptul că delfinii pot primi ca recompensă nu numai pește, ci și mângâieri, și veți vedea că antrenorii uneori îi mângâie, uneori îi pupă. Deci este vorba de un reinforcement secundar, da? Dar hrana se administrează toată ziua, există o rație care este împărțită pe sesiuni, deoarece din hrană delfinii își iau energia pe care trebuie să o consume în timpul sesiunii. De aceea li se administrează și pește. Antrenamentele sunt în fiecare zi. Cât durează un antrenament pentru asemenea performanțe? Gândiți-vă că în această perioadă noi facem antrenamente între sesiunile pe care le prezentăm publicului. Asta înseamnă că noi lucrăm și în pauze. Mai mult sau mai puțin depinde de pauză. Dacă pauza este mai lungă, putem lucra până la o jumătate de oră. Dacă pauza este mai scurtă, lucrăm cam 10-15 minute. Depinde. Dar noi avem de lucru. Uitați-vă cât de frumoși sunt pe punte. Rar vedeți delfini ieșiți pe mal, ca să zic așa, dar ei sunt învățați să iasă. În ocean ies ca să-și curețe pielea de nisip, la noi ies ca publicul să-i poată privi de la rostru până la codiță. Am înțeles, mulțumim mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră, dacă putem să spunem, de la mare. Doamnelor și domnilor, cam atât de aici. Vă lăsăm așa ca încheiere să vă mai bucurați de câteva imagini de la delfinariul din Constanța. După o scurtă pauză, mai avem și alte surprize. Stați cu noi, mari artiști! Nichi, revin după știrea asta, că vreau să o văd acum, pe, așa cum se anunță ea, Alexia Eram. Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din țară. Cu toate că cei doi nu au vorbit despre separare, zvonurile despărțirii nu încetează să apară. Dar iată, i-am găsit împreună la o petrecere. De când ați venit voi și sunteți încă la intrare aici, n-ați apucat să vă faceți la petrecere? De o oră, două.
Haide mă, că am și mâncat. Am ajuns mâncat până la masă minute. Acolo, am mâncat repede 10 minute, după care ne-am întors. Am zis să fim băieți fini, să nu vă ținem mult. Tare că paharele vi le-am dus noi în spate, încă mai beați. Cum este celebritatea asta așa peste voi, tineri, care doriți să vă trăiți viața totuși, să stați la petreceri? Nu a dat năvală pentru că muncim de când sunt mici la carierele noastre și asta visăm de când suntem mici, știi? Și nu a dat năvală peste noapte. Se întâmplă și la alți oameni. Se întâmplă, am foarte multe exemple, mai ales de muzica trap. Apar peste noapte artiști care bubuie foarte mult și au foarte mulți fani peste noapte, sute de mii de fani. Dar la noi s-a întâmplat totul pe parcurs și... Și până la urmă ăsta e jobul pe care ne-am ales, adică să fim persoane publice și știam că vine cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune, cum este în orice alt job. Nu sunt lucruri rele, sunt mai puțin bune. Da, exact. Puteam împreță dovada că voi nu mai sunteți împreună. Iată că dovada sunteți împreună. Ce v-a zdruncinat? Sunt toate... Toate dovezile. Deci toate speculațiile sunt în presă. Cred că s-a scris în presă și că trăiesc cu un bărbat. Deci s-a scris orice. Nu vă mai uitați. Nu mai ascultați ziare. Dacă vreți să aflați adevărul, intrați pe Instagram-uri, pe pagini de socializare, dați acolo, pe la story, pe la ceva, să vedeți ce am făcut în ultimele 24 de ore, ultimele postări și vedeți ce se întâmplă cu noi. Astfel, ești îngrijorat pentru viitorul ei, că acum are șoferiță, are permis? Nu, eu am sfătuit-o, cred că am fost foarte disperat și a permisul. Ea... E mai fericit decât mine, că l-a avea permisul. Asta, dar și-a luat permisul datorită mie. Sau din cauza, dar cred că mai mult datorită mie, pentru că am împins-o foarte mult să facă pasul ăsta, să învețe, să stea, pentru că fiind, având 22 de ani, nu-i mai bine să mai învețe. Termina și facultatea și liceul, are alte lucruri pe cap, știi? Și a trebuit să-și ia o perioadă, probabil de o lună sau ceva mai mult, să învețe, să stea foarte mult pe școala de șofer ca să poată să-și ia permisul, că nu mai este obișnuită. Ai luat din prima, spune-ne. Da, e a treia școală pe care o fac, dar nu am dat până acum pentru că am avut foarte multe lucruri de făcut. Și acum, în sfârșit... A dat bacul la 13 materii. A fost o floare la ureche, dar de-aia mică, așa, știi? Pac. Treaba asta nu se moștenește, nu se moștenește treaba asta, asta se dobândește. Dacă îți place să înveți de când ești mic, dacă citești, dacă ești un om inteligent, nu? Dar, corect. Acum ești mai independentă, având permis de conducere, o să pleci tu când vrei la mare, nu? Singură, cu fetele. Exact, la ce oră vreau să pot să plec, să nu mai depind de oameni. That's my girl. El poate să bea și el o băutură răgoritoare, acidulată, cu alcool. Deloc, eu sunt sportiv. Nu beau deloc. Nici nu fumezi? Adică... Nici măcar nu dau în cap. Nimic. Sunt cu minte rău de tot. Și tu pe lângă el, nu? Ai început cu programul acesta sportiv. Exact, mai am o viață foarte sănătoasă. Mergem amândoi la sală, mâncăm corect, da. Cred că v-a săturat de întrebările cu nunta, acum e un majorat. Probabil că voi... Încheiem aici interviu, da. Că nu mai are sens de acum. Suntem tineri, o să ne căsărim, cu toți ne căsărim, să facem copii, cu toți am primit, copii. Cred că, întrebarea asta de măcar 300 de ori. Astăzi. Azi. Luna asta. La ce te-ai gândit și invers, tu la ce te-ai gândit când ai văzut-o pe ea? Prima oară, eu oricum mi-am plăcea de el ca și artist, deci oricum eram așa excited să-mi cunosc că... Stai să-mi iau apa minerală de aici de jos. Da, doamnelor și domnilor, hai să vedem ce a gătit Iulian. Dragilor, coșuleț din dovlecel cu 3 tipuri de brânză, busuioc proaspăt și sălățică din roșii cherry galbene. O rețetă senzațională. Am tăiat dovlecelul foarte subțire, un fel de filanje. L-am amestecat circa 400 de grame de dovlecel. Am pus 3 ouă întregi, 250 de grame de brânză de capră cu care am amestecat împreună. M-am ajutat cu inelele alea speciale pentru gătit. Le dăm față la tigaie. 3-4 minute pe parte, după care am amestecat gorgonzola cu brie, le-am introdus în cuptor din nou la 3-4 minute la 250 de grade, că așa aveam nevoie de un șoc termic foarte puternic, așa ea s-a topit și a creat această nebunie. Știți cum e? Senzație. Da. Poftă bună. Hai la mulți ani, bagă. La mulți ani. Ai voie să mănânci din ceea ce faci. Îi pui și o melodie că e ziua lui la mulți ani. Hai, bagă idee la mulți ani, doamnelor și domnilor. Aș vrea să mor.
cu copsarul lângă mine, cu paharul lângă mine. Să trăiască Neatica! Vrea să mur. Ia uite la amintirea noastră. Nu vreau voce te de jale, vreau un cea din urmă tale, un copsar lăutar. Hai. Să trăiască, să înflorească, la mulți ani, domnul. Vă mulțumesc din suflet. La mulți ani tuturor celor care sărbătoriți ziua, și la mulți ani lui Pepe. A descoperit astăzi presa că s-a căsătorit cu Iasmin. Așa este. La mulți ani, Pepe, casă de piatră. La mulți ani, senzațional. L-am văzut. Scărlătescu, că și el e născut în aceea zi. La mulți ani, Cătălin Scărlătescu. La mulți ani tuturor. Ne vedem mâine de la 3. Hei! Într-o crâșmă din obor.